o ediție specială și o abordare specială. Anume, de atât există așa un mic disclaimer înainte de întregul episod ca să contextualizăm situația. De ce Ivan Faina și de ce Alexandru Bordea? În primul rând, vreau să spun că pe amândoi cunosc de mulți ani, am colaborat și cu Ion de multe ori, chiar și-am deservit afaceri în comun și el e un foarte bun specialist în marketing digital, ambiționat, dracos, aprins, spune lucrurilor în față și el e de asta rupitat, da? Și e foarte creativ. Apropo, echipa lui tare creativă la Fine Digital, mă bucur pentru el. Pe Alexandru Bordea, evident că îl cunosc tot de câțiva ani. Alexandru tot e un model extrem de bun, anume de cum să faci față. Blin, el are așa o... El are o cale grea și eu nimănui nu-i o doresc și modul în care a făcut el față provocărilor care în mod normal poate să ducă și până la suiciduri sau prosta să renunți, te dezamăgești în tot, cum el la asta a făcut față și cum el asta răzrulește. Pentru asta big respect. Acum, Ivan Faina a inițiat așa o chestie de defaimare a specialiștilor, consultanților, mentorilor începători care vând cursuri, consultații, programe de mentorat și coaching și el a numit toată inițiativa asta Mentor Raziop sau Mentoraș Hulubaș și evident că a triggerit tare multă lume. L-am adus în contrapunere pe Alexandru Bordea pentru că Alexandru Bordea este pe altă perspectivă. El are o groază de ani experiență în instruiri și e interesant să contrapun în general astea două perspective în conversația asta și eu mă bucur enorm de mult că am reușit să organizez asta pentru că vreau să servească conversația asta drept exemplu pentru alți oameni care tot ar putea să vină de diferite diviziuni, să pui la masă și să facă debate-uri publice. Eu pentru asta sunt încântat, eu mă bucur, discuția e superbă. Vă urez vizionare plăcută. Dacă asta e primul principiu în partea de vânzare a celor servicii. În brand personal. Păi atunci când noi vorbim despre... Arată și viață voi trăi eu dacă îți voi urma sfaturile. Tu, blei, deși ești interesant, tu ai o abordare de asta. Care sfaturi? Ia că eu mâine o să fac o postare și o să te taguiesc. Și eu asta și sfaturi acolo îți dai. Dar nu, eu îți spun acum... Tu știi, o să discutăm real după asta. Tu vezi ceva marketing sau ceva? Ce vrei să spui? Nu, faptul că noi acum avem nevoie de vânzare și de... Eu vorbesc din numele la ăștia care nu-ți plac ție. Sau avem nevoie de partea... Băi, nu trebuie să-mi plac, eu nu mă culc cu dâns și eu nu... Nu, dar nu ții, zic la client. E că clientul care urmărește. El, întrebarea de fapt e, deși el îl cumpără pe dânsul și nu pe tine. Prima mențiune care, în general, eu sunt foarte recunoscător că voi sunteți aici la masa asta, deci pentru mine asta e un semn, e cu un pas spre deschiderea oamenilor de a comunica niște lucruri diametral opuse sau cu oameni cu viziuni diferite să fie puși la masă și discute. Pentru mine, eu cred că asta e cel mai mare caif care poate să fie. Eu tare rar obțin asta la nota 2 și vă mulțumesc că ați venit. Și acum haideți să definim problema. Și ne-a zis că avem probleme. Înseamnă că trebuie de la Ion să pornim. Ion, dar hai să începem tare simplu. Eu în general am un conflict de interes pentru că eu tot dezvolt un business pe educație online. De-aia eu să mă stărui să nu mă dau cu părerile, dar răspund întrebările. Și tu ai inițiat toată mișcarea asta Mentor Raziop. Pentru ca să încălzești cumva auditoriul. Presupunem eu. Crezi? Tu credeai că el se pregătește pentru battle ăsta? Eu zic că asta e ideal încălzire. Deci trebuie să iei după asta în trainingurile care o să le facă mentorașa iubița lui Ion, să înceapă să utilizeze ce înseamnă progrev. E că ce înseamnă încălzirea auditorului în format așa încât tot piața și să aștepte, știi, oare cu ce o să termine treaba asta. Vezi că Ion câți follower noi ți-au venit? Vreo 300 noi pe Instagram. Eu de la asta și vreau să încep. Adică, eu... Ok, cât am, 2100 și avem cât? 1900. 900. Da, da, engagement-ul. Engagement-ul, serios, nu-i mare. E 3700 și iată... Impactul, da? Da, da, da. Adică reach pe account și 50-50. non-followers și followers. Da. Și mie mi se pare ok, ca și cifră, știi, că e 50-50, că non-followers smulți, știi, e tare ok. Dar eu n-aș numi asta dita mai valuri la un cont de 1900, ok, 2100. Uite-te, adică dacă, eu n-aș numi deloc chestia asta. Faci în paranteză aici, eu pot să-ți garantez că tu ai generat sute de conversații private. Asta da, că am primit și screen-uri. Da, și încă un lucru care s-a întâmplat, tu ai pus pe gânduri o jumătate de industrie și eu pot să spun direct că după tot ce ai făcut tu, eu deja am făcut o consultație plătită cu privire la revizuirea calității produsului și dacă faci și mentorul tot corect sau nu. Cu cine? Eu pot să ghișesc. Eu pot să ghișesc. Nu trebuie. Ai plătit. Nu. Eu fost la mine în stories? Normal, dar de cine dacă nu a fost la tine în stories? Cu mentorul miliardar? Nu, măi, tu și pe mine m-ai triggerit. Eu, вообще, mă consider o persoană tare împăcată și echilibrată și eu accept multe perspective, dar eu când vedem și scritul. Nu, dar vezi că tu singur recunoști că ești cu fundul în două tazuri. Bun, definește problema. Și te-a făcut pe tine, e ca, вообще, de unde a pornit atât? Și e ca scânteiul și ala. Deci tu ai agenție, tu lucrezi cu afacerile și te-a făcut pe tine să dai în oameni care se ocupă cu consultanță și, вообще, publicul lor sunt experți, nu afacerile, știi? De unde a pornit? Pe mine, adică, știi cum e expresia, pot să mă crezi sau să nu mă crezi sau să mă credeți, nu mă credeți. Dar nu a stat absolut nic. Știi că e ca și un trigger. Da, eu recunosc că s-a prins de felul meu. Dar nu a stat absolut baza, nu a fost niciun trigger. Eu prost am început. Deci, ok, tu pe mine mai cunoști mai bine. Eu pot să încep ceva, să știu că asta e bun, eu nu știu unde o să ajungă produsul ăsta bun, sau raziobul ăsta, numiți-l cum vreți. Eu pur și simplu îl fac. Eu simt că vreau să fac asta, eu fac. Asta vreau să iau o pauză, să nu mai fac. Nu, n-a să fac. Deși eu trebuie să stau să mă gândesc. Eu am de făcut, ea că vin cu strategii de 60 de slide-uri terminată la 6 dimineața. Eu am ocupația de bază, eu am. Dar ca să și ei vesel, pentru că și Alexandru a menționat. Și din toți care au interacționat cu mine, deci Alexandru și Alina au reacționat cel mai ok din tăți. Talmazan tot tac себе. Da. Că vreau să ne măsărăm o leacă cu puța la dus prin stories, dar nu s-o prănit. Pentru că eu nu vreau să reacționez la chestii de genul dat. Și ne-am mai scris acolo, dar și n-ai și faci, și vezi că nu știu și, au început să mă suni pe Messenger. Deci... Așa. Dar oricum, eu consider așa. Și am observat eu? Ce? El cum a vorbit acum, eu înțeleg că la dânsul ăsta e introducere. În sens că el nu are de gând tipul asta, nu a fost așa un... Nu, Alexandru, eu n-am un plan. Asta e un serial la dânsul cu el, spune, eu mă încălzesc. Măi, ar fi tare... interesant și care e următoarea etapă. Dacă eu aveam un plan, evident, eu îmi scriem postări dinainte, îmi planificam toată chestia asta. Nu, dacă tu ai început să faci deja reels-uri la temă... Pentru că... Cifrele lor sunt total irelevante. Orice cifră în digital marketing are o sursă. Deci dacă tu iei 18 plus... Reels-urile au fost filmate sâmbătă când noi ne-am înțeles să ieșim, că noi am avut de prezentat 4 strategii, respectiv pentru clienți mari. Și noi ne-am înțeles să ieșim sâmbătă și fetele de pe content, pentru că era și partea de content. Hai să filmăm. Pentru că eu nu mă sunt... Ca tu să înțelegi, eu n-am privit niciun podcast cu mine. Eu sunt genul de persoană că pot să mă filmez, dar eu nu... Ai probleme cu percepția ta dintr-o parte, da? Eu nu pot să mă uit la ce și eu filmez. Хотите поговорить об этом? Eu așa, da. Și... Dar ideea e că, nu, serios, chiar nu am un plan. Iată, de exemplu, ultimele 2 zile eu foarte puțin am postat, pentru că am fost... Da, eu am tot obosit de fiecare dată, intru băinică, nu, tvaiuș, iar. Știi care e ideea? Este un aspect pozitiv. Tot ce ai făcut tu, e ca cu inițiativa asta, e tare seamănă, cum zici și Alexandru, cu o strategie de progres și ar fi logic în piață să apară un produs de consultație, serios, și un program de consultanță, dar cu un cap mai înalt la nivel de calitate. Asta e foarte bună inițiativă. Dar știi care e faza? Am două propuneri deja, e că să iau consultanță după asta de la minister. Ioan, spate să apelăm la o consultanță, să ne creez strategie de... Nu, e vorba de strategie. Și mă creez... Consultanță în ce? Business? Nu, deci eu nu m-aș băga, în consultanță de business, full de business. Adică dacă vrei să-i acord o consultanță și aici ține de marketing, customer journey, strategii și e trebuie să conțină, da, eu mă bag. Dar pe business nu, chiar nu m-aș băga, că personal pentru mine consider că încă nu-i cazul. Dar ideea este că, băi, și preț pun. Și preț. Tare interesant. Nu, uite, serios, chiar nu i-am dat preț. Am zis că, băi, hai să ne întâlnim, să înțeleg clar care-i subiectul vostru. Dar care e și prețul? E foarte bună întrebare. Da, eu știu. Chiar nu interesant. Nu, chiar nu știu. Și stau acum să mă gândesc și preț aș spune. Asta e, îți vine, oricum, noi toți avem un preț. În cap el întotdeauna este. Că acolo, dacă tu... Nu, îmi plac cifrele cu 0 și cu 5. Nu, 500. 500 de euro. Da. Ok. Consultanță de oră? De cât ai luat pe consultația și e? De cât ai luat pe consultația și e? Ei, nu mai vreau să spun. Că eu le fac rar și eu nu le vând. Asta sunt excepții mai mult. Știi, să te vinzi, văd că... Nu, dar... Chiar, adică trebuie să stau să văd și bani fac eu, să ne împart pe ori, să ne mulțesc, cât asta ori ne-ar lua. Dacă ar veni cineva la mine cu un studiu de piață, cum a fost cu e-commerce. Dar aplică la programul care îl promovează Ionaș. Analizează concurența, vezi prețurile. Lasă, băi, că dacă începe mai scoate din cursurile ei, hai să discutăm despre ceva mai interesant. Hai să definim problema. Cum definești problema mentorilor în piață? E ca tot ce ești, tu ai văzut materiale, tu și-ai publicat tabele, materiale și tu tot ai devalorizat și ai spus că asta e... Dar care e problema, văbșe? Tipa ei și educă oamenii și educă greșit sau îi să afighesc cu prețurile și n-au dovezi. Cum vezi tu problema? Noi toți, practic, aici suntem din marketing. Adică noi știm foarte bine cum funcționează prețul pentru un produs. Așa. Din partea mea, pot să vândă cu și preț nu ar vinde. 489, 59, înțelegi? Dar ideea este că imediat cum am avut acces la foarte multe cursuri din piață, respectiv, cum a spus și Alexandru, i-am luat pe ăștia începători. Soare, dar acolo e bullshit total. Deci acolo sunt niște strategii împachetate în jurul de a mima succesul, lifestyle-ul, să facem să bășim pe mama că asta trage multe like-uri după sine. Așa. Dar esență, real esență, să fie în cursurile de colo, nu-i. Așa. Exact cum am publicat. Și are o strategie de SMM, cum să creeze măcar și numerologul și horoscopul și nu știu mai cine acolo să împacheteze o ofertă. Și tu o dai asta ca și cum asta e o relație mega serioasă. Deci prețurile depind de transparența prețurilor. Și bullshit, băi, un bullshit total. Deci eu stăteam cu câțiva profesori care au și activitate, unul dintre ei codabilul meu, băi, noi ne râdeam de chestia asta și tu îți dai seama. Asta înseamnă o caliceală de copchii care vin pe la interviuri și postează, pentru că eu aș dori să am timp să fac o listă la tăția care iese din așa incubatoare, știi, de genul, am 30 de proiecte. Am întrebat un jocălău, ia băi, 30 proiecte, ia arată. Pentru că el în CV-ul lui are clienți pe care eu îi deservesc. Și eu sun clienții ăștia, băi, ține o părere, true. Și oamenii n-au părere. Și el, și acum e... Și eu nu cred, sorry, dar eu nu cred, tot felul de experți la 24 de ani. Care, băi, tu ai fost sales manager în căcaita cantoră și tu vii ni expert și mentor în și. E cât ăla e problema. Lui îmi place că oamenii începători să numesc expert. Sau, știi, stai, ne oprim un pic aici. Pentru că diluează chestia asta de expert. Tu, din experiența ta, el a spus două lucruri care aș vrea să le dezvoltăm. Din punctul tău de vedere, ce înseamnă esență într-un program educațional non-formal? Că noi vorbim de non-formal. Și a doilea lucru, nu, tu ești încă și omul care face inițiativele astea. Cumva tu creezi incubatoare cu oameni care îți orientați pe a face bani. Cum privești tu chestia? Poate un băiețel de 24 de ani sau o fetiță de 22 să se intituleze expert? În ce condiții poate și în ce nu? Dar hai să pornim cu sensul. Și pentru tine sens într-un program educațional, esența lui. Esența, cred că oricum pornești, este un anunț acolo, curs de social media. Pe cel care îți duci la curs și el de social media, vrei să deveni social media. Da. Cel care îți duci la facultate, întreabă-i 100 de oameni nahrănați duci la facultate și majoritatea dintre ei, majoritatea, așa azi cu părere de rău, răspund. Așa au zis a noștri, așa e prinită în Moldova. Și doar câțiva dintre ei, și procentual vorbind, se duc acolo pentru că tare iubește el pedagogie, dreptul sau și el să facă tot posibil ca să lucreze în domeniul respectiv. Diferența, cred că, dintre facultate și cursurile la care se duc oamenii sau la care se înscriu, e că aici el nu plătește contractul de cele mai des ori că contribuie părinții, dar în partea asta el plătește cu banii proprii sau ieșirii de la părinți că tare vrea ca să facă ce și promis acolo în curs. Acum, sensul oricărui curs, evident, e transmiterea mai degrabă abilităților decât a cunoștințelor. Universitatea e mai mult despre cunoștință. Cursurile ar trebui să fie mai mult despre abilități. Chiar dacă și cursurile astea, dacă le iei acum să începe a faci curățări intrânsele, sunt de astea de teorie, sunt de astea de instrumentariu, sunt de astea la care te duci și trebuie să fii în extaz de speaker și lui să-i plac treaba asta, sau sunt din cele care nu stare cu mult show, dar în schimb ești pus să lucrezi, să faci, să implementezi. Aici sunt atât de multe variabile încât nu cred că am putea noi să facem din asta... Nu, în mare parte eu pot să fac un rezumat. Tu spui că esența asta e când promisiunea și titlul corespunde cu programul. Nu, asta nu e esența. Asta ar trebui să fie, dar asta nu e esența, cu siguranță. Și spun de ce, pentru că sunt în ultimul timp atât de multe cursuri la care oamenii se duc pentru networking și nu pentru informații. Așa. Doar pentru networking. Așa. Cei care, eu merg la evenimente și merg la instruiri, deloc nu ieftine, aș spune eu. Cât? Și anul trecut a fost 150.000 de euro, anul ăsta deja câteva... Tu ai băgat 150.000 de euro în cursuri? Da. Programele și prețurile sunt publice. Ok, bun. Dar... Și acum zic, eu știu că în general trebuie să te duci după informații. Dar eu nu doar pentru informații. Sau altfel spus, informația pentru mine ne-a jucat, cred că vreo 20%. Restul 80% a fost parte de networking, oameni, insight-uri. Nu pe care le prins, ascultând mai degrabă cei care erau pe acolo decât neapărat speakerul. Și exact același lucru, noi din 2008 organizăm evenimente, training-uri, cursuri. Erau top 20 companii dacă le iei din țară, proprietarii, managerii, top 50 inclusiv, proprietarii sau managerii, directorii companiilor astea, eu i-am văzut din an în an și câte trei ori pe an veneau la același eveniment speaker. Ei știu o prezentare mai ghinică ca speakerul. El spune, băi, am venit să mai interacționez, networking, chestii. El plătește banii, nu pentru informații. Asta când e vorba de conferință, seminare și restul, mai înțeleg, dar când e vorba de cursuri anume, uite, un curs poate fi 10.000 de lei. Înțelegi? 500 de dolari, de exemplu, da? Da. Și tu îl plătești și acolo ai 30 de oameni, 40 în grup sau 100 și tu plătești 400-500 de euro pentru accesul la oamenii ăștia și a networking-ului ăsta? Nu doar, nu. Ăștia care plătesc astăzi, acum, hai să recunoaștem, uite, noi azi cred că nici nu atât de mult dezbatem subiectul are sau nu Ion dreptate. Ion poate să aibă dreptate 100%. Și... cred că unicul lucru pe care eu l-aș pune în dezbatere este felul în care despre asta se vorbește, dar nu faptul că e havno peste tot. Eu dacă îl iau ca product manager la mine și îi spun, ia, te rog, fă curățenie aici, și tu din mintea ta de om sistemic și cu dorință de a vedea slide și pagină și noțiune, ajută-mă ca ce am eu din spate, experiență, energie, ce trebuie să faci un produs bun. În general, dacă se iei fix pe aceeași nișă, sunt 3-5 tipuri de... Eu acum vorbesc de ăștia cu experiență, business trainer, și sunt cei care se duci mult pe emoții, pe energie, pe oameni, inspirație, pe show, pe... Sunt cei care sunt căpeți sistemici. Eu am acum doi speakeri care îi urmăresc buni din Rusia, cu experiență bună, doi băieți care fac... de la 500.000 de euro pe lună. Apoi, iată, unul din trânși face, are programul practic pe care îl dă, cuvânt în cuvânt, slide în noțiune în noțiune de la altul inspirat. Numai că ăsta au vândut-o la... vorbești de Dashiev și Grebenyuk? Da. Okay. Unul vinde de... pentru 1000 de oameni, dar altul vinde pe an deja pentru vreo 6000 de oameni și cu preț de triplu. De ce? Pentru că unul a putut să împacheteze și să vadă, din asta să facă un alt fel de nivel de marketing și de produs. Dar cineva a spus că e ok așa. Acum, în comparație cu, de exemplu, Alina Andruță, Dumitru Talmazan. Noi mai des comunicăm, des interacționăm. Eu sunt cel mai nesistemic. La mine n-ai să găsești slide-uri, la mine n-ai să găsești prezentări de astea în construcții. Eu tot caut de ceva timp un designer care să-mi facă normal slide-uri frumos. Apelează la echipa din Academie că noi îți împachetăm. Da, eu cu mare drag. Dar asta nici cum nu face ca produsul să fie mai bun sau mai rău. Oamenii sunt diferiți. Acum dacă îți compari, știi de ce tare des am avut în ultimii vreo 6 ani, cred, invitații la să fiu profesor, lector. Eu, la universitate? Da. Eu nu m-am temut să vorbesc. Chiar îmi place. Eu întotdeauna m-am temut că îți trebuiască să... metodologie să... Exact. Și eu asta căpesc nenavijul. Tu întreabă de câte ori mă duc eu la catedră. Nu, eu nu știu. Eu doar în capul meu am așa o imagine că eu aș trebuiască acolo să fac ceva sistemic, știi? Dar eu nu-s de asta. Și eu dacă aș trebuiască de leg, n-a să-mi pot să iau echipa și spun la... spune da să ne un asistent. Nu, da. Apoi iată, asta e faza. Eu sunt total de acord, sunt foarte mulți tineri care fac lucrurile poate nu calitativ, care fac informația nu o dau cea care trebuie, care pur și simplu copie niște informații sau produse și o transmit mai departe. Dar obiectiv vorbind, în anul 2006, când eu am 7, când am început să duc primele traininguri de public speaking, ce am făcut eu? Am luat pur și simplu fix aceeași programa cuiva și am început a vorbi din rusă în română, al Gandapas. Fix și cuvânt în cuvânt, prea am slide-urile le-am luat și le-am tradus și am început a vorbi. Și da, primul training a costat 3 lei de om, a ieșit minus 126 de lei în minus în ziua și de training pentru că am adunat numai 12 oameni, dar mai departe odată l-am făcut, am văzut și îmi place și nu, a doua oară. Și e că așa, în ani de zile... Uite, și apare o dilemă morală tare interesantă. Morala și de atâta cred că piața și urăște o leacă tema asta, ține dacă vrei. În ce măsură și când îți poate și când să te oprești, eu înțeleg că tu ai luat o altă prezentare, tu cumva fake it till you make it. Tu de aici ai pornit. Tu ai luat prezentarea cuiva ca structură, ai testat-o, ai văzut că nu a mers, ai îmbunătățit, ai adaptat și ai schimbat până la urmă. Știi? Toți de la cineva eu. Nu există, nimeni nu intră cu informația lui, nu s-a născut nimeni cu informații. Fiecare se inspiră, numai că unii se inspiră o leacă direct? Arnaboca, da, așa, de la un singur om, slide în slide copiet, pus fără să fac o leacă de analiză, sinteză, fără să adaug ceva de-a lui. Și doi, totuși experiența își spune cuvântul. Când tu ai făcut 50 de traininguri, de exemplu, și ai instruit 500 de oameni și ai feedback la 500 de oameni, e logic deja că prezentarea devine a ta. Tu ai, îți formezi identitatea ta. Dar la început, luând în calcul oamenii pe care îi analizează cel mai mult așa în șinibatea cu Ion. Tu nu poți să te aștepți de la unul care e la început de cale ca el să aibă identitatea lui. Pentru că el acut după copii. El a scopii încă până când ai, până și să replici pe cineva până când o să-și formeze identitatea lui și asta cred că asta e proces de vreo 5 ani. Vârsta mai în scurt n-are cum să nu spună cuvântul, altfel spus experiența de viață. Adică el până n-a străiască lui 10 ani și aici replica de genul că n-are cum la 24 de ani să devină expert, evident că n-are cum. Evident. Dar e tot Alexandru, uite, tu chestia asta o povestești prin prisma ta. Da, poate... Hai să spun. Deci tu ai dat un, hai să zicem, un proces prin care tu ai crescut. Ideea este că acum în șine eu am bătut și evident că o să mai bat. Ni vesel, serios, ni vesel. Tu faci terapie publică așa? Ideea... Nu, că eu la chestia asta de sistem, eu lucrez în felul următor. Dacă task-ul meu ține 25 de minute, eu sunt full acolo implicat. Când ies la o țigară sau când vreau să beau o cafea, eu vreau să mă pricălesc, să crez trash 20 minute, știi? Dar tu dai acum prin prisma ta. Apropo, tu știi când n-ai prima oară îngrăit? Când? Noi în 2011 eu prima dată cu dânsul am grăit. Și ei scris că băi, și nu, ești nu, tu mentor. Pe Facebook am grăit, da. Eu vreau să iau interviu. Da? Da. 11? Unde? În 2011. Tu erai la, și la jurnal era? Nu, eu atunci aveam a doua încercare de a face business cu site-uri de știri, pentru că veneam din televiziune și noi am creat 3 site-uri de știri. Eu creasem un site de știri din economie, un coleg de meu cu știri sociale și un coleg de meu cu știri din sport. Și crescut site-urile destul de bine, adică... Și interviu de ce vrei să... Ei, pentru că Bordea era om de succes, te-am dădus o ștangă așa de vreo câteva sute de mii de euro. Eu am văzut atunci toată chestia asta. Ok, atunci organic pe Facebook era aurul generației, știi? Și cumva zic, băi, hai să fac un interviu, să mai dau altfel de conținut. Pentru că apugeul la toată chestia asta de site-uri, eu făcut o știre, am cerut de la inspectoratul fiscal, zic, ia dați-ne companiile cu capital străin care au datorii la bugetul de stat. Și pe primul loc erau companiile americane. Așa. Și pe ultimul loc erau companii din Congo. Așa. Și la mijloc cine era? Na, nu mai țin minte. Eu țin minte. Nu era încă atunci. Nu, asta nu era. Când fail-ul cu business-ul ăsta. Și după ce am dat știrea asta, deși țin minte, dasem știrea asta, m-a chemat Camera de Comerț și Industrie Americană. Știi că, băi, vină că ne facem un eveniment, că atunci preluasă și ProTV-ul știrea și tot ce vrei. Știi că erau date interesante. Și pe urmă, dar tot interacționam, știi, și creai-tu atunci cu Evenda și restul, zic, băi, de să iau un interviu, să vedem că e un business care e aparent nou. Și noi am avut o discuție pe Facebook și cumva... Zăbili. Da, nu s-o mai... Și noi atunci prima dată am vorbit. E că el încă era cu poză din profil, cu ochelari și cu costum taxi. Eu țin minte atunci când îmblai cu ochelari. De mult asta era. Dar eu la Alex am fost... Tot când eram în depozit lucram. Eu am zis un secret exclusiv. Ați făcut voi Angry Business, tu, Bordea și Andruță, un training în afara Chișinăului, undeva într-o sală de asta populară foarte mare. Eu am uitat unde era. Era 2006-2007. Așa. Și prima mea cunoștință n-avei cu business-ul... 6-7, pentru că noi în 2013 Angry Business s-a lansat. Poate 16. În 2016, poate. A, 16, da, sorry, da. 16-17, da. Și era, nu Castel Mimi, era Grand Elysee, nu știu, unde ați făcut voi, în săli mari, mai scurt. Și pentru mine era primul touch cu business-ul. Eu când ascultam tot fanul ăsta, varoncile. Blin, pricolne era. Și Vadim a zis că, da, nu, care depozit, business. Business, da. Și l-am deschis, am luat datorii și faliment. Dar și business ai deschis? Oi. Ideea că e bună, dar știi care e ideea? Chestia de asta. Băi, eu vreau să fac așa o platformă ca Uber, numai în Moldova. Da. Sau eu vreau să fac așa ca Glovo, numai că... Da. Și te pornești cu 5.000 de euro împrumutați. Știi? Care, măi, ți-e strict develop? Eu am înțeleg și am pornit eu atunci. Eu vroiam să unesc piața de consumator final cu piața de afaceri care au reduceri și spun pe hartă mai în scurt toate reducerile disponibile în toate magazinele. Ideea sună bine. Dacă nu m-am apucat să o implementez, ia... Mă duc înapoi la depozit. Nu, am dezvoltat social media în culise. Da, Alex a spus că tu, că poți să iei un sistem careva și să propui, deci să faci vânzări. În mare parte tu susții, eu de la tine în programele tale văd inițiativă, băi, faceți bani. Sunteți tineri, faceți bani, e posibil să faci până în 3.000 de euro svobodnă, da? Până în 30 de mii de euro svobodnă îi faci. Până în 30 de mii? Tu mă spari, amor. Dar nu, hai, voi decu, când spuneți cu spăretul ăsta, eu cred că e o leacă de padiu pe piață. Obiectiv vorbind, noi în fiecare lună doar la toți scoatem cifrele, avem rapoartele, etc. Eu cred că azi, așa, vă răzreze 3.000 de euro, asta e un fel de vreo 1.000 de euro care erau acum vreo 5 ani pentru majoritatea din noi. 3.000 de euro, eu spun acum, pentru o nișă ca vânzările online, intermedierea, prestarea de servicii, beauty și ei pe oricare, sau instruirile. Între 1-3, asta e așa, prostă trebuie să te apuci, să ieși pe online, să vinzi și să prestezi serviciu bun, ca să ai și recurență. Deja la următoarea etapă, duci la 3, la 5, 7, asta înseamnă o leacă deja mai mult în minte la nivel de pregătirea ta internă și o leacă mai mult să vrei la viață. Pentru majoritatea până în 3000 scărăli жизни, ei nu prea au și faci coața bani. În sus deja acolo e druga igra. De asta, da, sunt cei care fac și 10, și 15, și 20 de mii, apoi că ești despre druga igra, prosta la dâns și cicaua e scoasă, strahovca e, nu lucrează acolo și el lui și-ți mai poate cu unde, da, și mai mult, și mai mult, și mai mult. De asta eu nu zic că toți trebuie să câștigi și evident spare majoritatea. Eu singur mă spăriem, eu și 4 ani în urmă când facem consultanță de business în fața la ea, că atunci trebuie să audio pe Ion. Când facem consultant pe ăștia care erau antreprenori, dar eram nu până aici, dar până aici în datorii și în probleme și când câștigam câte 2000 de euro și vine unul care câștiga, de exemplu, 5-7000 de euro, eu mă uitam la dânsul, dar mă rugam, poate mai la lucru la tine, poate să... Pentru că eu înțelegem că e și despre mindset și despre pregătirea ta, dar totodată și despre sunt mai mulți factori care te pot ține la un anumit nivel. Și acum eu înțeleg când spun unele cifre că din piață tu mai degrabă trezești efect negativ decât tipa. Și spuneți voi, dacă te uiți în TikTok, cam oriunde ai spus vreo cifră mai mare de vreo 35.000, gata, e jest. Pentru că așa e piață. Și atunci mai bine să spui despre aceste posibilități celor care întreabă de dânsele, dar ei spui 1000, da, spate de făcut 1000, pentru că el o simte mult mai confortabil și mai sigur că să apuci. Uite, Ioan, Alex confrunt cu ideea că în masă oamenii prosta nu acceptă ideea că pot să facă mai mult de 3000 și pentru mine, la nivel de observații, asta e un plafon de gândire. Păi în contextul ăsta, ți nu-ți pare că piața de consultanță, cursuri și mentorate e o piață bună care ajută oamenii de fapt să o leacă să dezvolte, să deschidă mințele și să facă mai mulți bani? Pentru cei care vor, evident, să... Să nu-ți pare că problema noastră în Moldova nu e educația? Nu, stai puțin, dar eu am spus de când eu am început o astfel de comunicare, eu am spus ceva despre chestia asta? Nu. Nu, dar tu dai în mentor, în consultanță. Eu dau la moment, știi cum e, știi să rechini mai bătrâni. Deci trebuie să dedic timp. Să analizez mai mult produsul. Așa. Pentru că, ok, dacă o să ajungem, o să dau și o întrebare directă. Așa, ok. Dar ideea este că eu am început-o de la basic. Demonstrați în cifrele. 30 de proiecte, 70 de proiecte. Pentru că eu am pornit chestia asta, eu nu am făcut mare research. Pentru mine follower, cel mai curtoi research îl fac. Eu am atâtea conturi adunate de peștișori de ăștia care iese după cursuri de astea și am 5 proiecte, mai am timp încă pentru 3. Ia arată-mi proiectele. Deschide cifrele. Ia stai un pic. Tu scoți așa peștișori. Din incubatoarele tale vin oamenii care e ca spun că tu îi împachetezi. Noi la Academie tot învățăm să împachetezi, dar și tu îi împachetezi. Nu, tu le dai lor programul, cum așa să fac o ofertă, cum să fac o promisiune, da? Nu. Nu? Nu, vedem. Eu mă refer acum la pește care am desfăcut. Pentru că se pare că nu a trecut prin bordă? Aia e altă ligă. Mă, tu știi, nu a pretrecut. Eu mă uitam așa în lista și așa îmi pare rău. Da? Aici era rublă. Zastupil-să pe pentru vreunul, dar aici nimeni mai și zic chiar așa și măcar. Dar nu, că noi, obiectiv vorbind, dintre ăștia care sunt în domeniul instruirilor, da, ăștia sunt cei care sunt un pic mai, nu, puțin, nu, practic acolo nu prea sunt, dar chiar și cei care i-au aninat acolo și eu. Uite, vedem, eu nu pot să mă bag acum direct să lovesc în tot ce fac Alexandru, Talmazan, știi? Adică eu cu Talmazan pot să stau de vorbă dacă n-am să liniștească cu măsurarea la puță, știi? Pentru că... Aveți voi și aveți. Dar nu de asta, știi? Adică el ne-a scris, ok, el are probleme cu copywriting-ul în primul rând, să ordonează gândurile, știi? Dar eu sunt gata să discut și cu dânsul cum discutam Gine acum cu... Gine că m-am de scris, eu de atâta nici nu m-am apucat de scris. La și copywriting am, prima și era Sanine asta. Asta știi ce înseamnă? Nu-i da motiv să piernicului Sanine de ceva. Nu, și ideea știi cum, ok, eu nu intru să urmăresc pe nimeni în stories, să dau și publicat și îmi transmite cineva un stories de-al lui Dumitru, știi? Și ok, asta ține de dânsul, știi, că despre peștișori mari, mititei, că... Tu spui că Talmazan vrea să măsoare, dar ți nu se pare că tu vrei să te măsori. Dar eu știi cum... tu ai făcut un vâzăv întregii piețe, păi, și... în partea cealaltă de piață sunt și eu. Eu văbșe am disonanță, înțelegi? Pentru că eu, pe de-o parte, știu și înseamnă servicii, să construiești servicii, în general, de servirea afacerilor, parte de marketing. Vădim, și faci un soldat când aruncă o bombă? Sare și pui și mai departe dânsă. Da. Adică și se întoarce când? După ce a explodat. Păi așa și eu am aruncat ceva în piață. Hai să văd cum asta să rugăm. Înțelegi? Adică... La nivel de aruncat din piață, eu cred că am un feedback numai. E nicăieri să-ți dau feedback, dar este undeva unde spui despre... În general, în comunicare cu oamenii, se judecă ideea, dar nu omul. Asta prima. Ok, tu ai vrut să iei mai mult hype. El produsul a judecat. Mai puțin produsul. Da? Da, eu cred că s-a dus peste oameni. Dar, ok, asta e o decizie. Tipa, da. Mai mult hype, mai direct. Cu, da. Vrei să iei ceva, arunci în cineva care e public și îți iei înapoi atenția. Dar era deja o linie unde eu cred că e că acolo... Așa e cu fătutul în gât la tăți mentorașii? Nu, lea, eu nu știu. Eu acum îți spun că la mujic la mujic. Dacă acolo ar și femeia mea și vine unul din drum care e așa de făticios, eu cred că aș sta de vorbă cu dânsul ca între bărbați. Asta metafora asta în sine? Nu, da. Nu, eu cred că e ca aici a fost deja o leacă perighib. În sens că e gine să lupți, poate da, dar pe de altă parte înțelegi că dacă... Ok, eu știu fiecare afirmare care am făcut-o. Eu înțeleg. Dar înțelegi că fără asta nu... Nu, eu... Ia că tău, să întoarci cercul. Stai, că aici fix închid eu... Și super, dar pe mentorii care tot arată mamele cu mașini, că asta și tot așa, e special... Nu, stai puțin. Triggeruiesc. Emoții, ha? Triggeruiesc. Și tu tot știi, tu operezi cu frază... În primul rând, tu ești tare puternic. Noi vorbim de a fi profesionist în marketing și ei promovează. Sau noi vorbim despre o mimare. Noi vorbim despre sensurile comunicării. De ce ani ești? Sorry că te întreb. 87. A, păi tu înseamnă că slova pațana tot ai auzit de... Ești de la sată, n-am crescut în poră. Și zic că tot îți la sată. Da. Eu sunt din 88. Apoi că eu aspectele astea de gen, că sunt lucruri care le poți spune omului într-o manieră anume, dar sunt cele în care deja e că... Perighibul ăsta, întâi te faci interesant și pe urmă este un perighib în care... Reacția mea a fost personală în sens că nu pe mine, că cumva cu imunitet. Dar am impresia că unii din trânșii încep din auditoriul tău s-ar putea să fie din cei care spun tac, până aici ok. Eu acum zic prin prisma propriei experiențe trăite, că în momente de gen dat. Până spun nu, e că aici e deja răzlubire. Alexandru, tu știi destul de bine că chestia asta, indiferent ce n-ai face, chestia asta pe online, oamenii vin să duc follow, unfollow, înțelegi? Da, nu, eu acum nu retrăiesc pentru tine. Eu nu fac absolut nicio grijă că să-mi vină 10.000 de followeri sau 5.000 de followeri sau... Deci nu e despre asta. Dar în cazul afirmației lui Vadim, evident, asta una. Deci eu n-aș spune că asta e intenția mea. Băi, dacă vreți ceva să duceți cursuri, să promovați careva cursuri, că sunteți mega specialiști, hai să vedem calitatea din ce și faceți. Dar și ne-au spus că calitatea este primul criteriu în predarea cursurilor. Bun, păi stai puțin. Aici, știi cum, putem să ducem discuția la nesfârșit. Nu, noi scurt. Dar în cazul, Alexandru, eu... Personal consider că tot în lumea asta așa am ceva ani în spate. Când tu vii și dai, știi, un Excel și trebuie să faci în primele 30 de zile și am să-l public. Și acolo scrie... Al lui sau nu. Al lui numărul 1. Că eu nu sistemic, eu n-am Excel. El ar fi... Ai avut, apropo, dar am așa devenit. Da, m-am uitat peste Excel de tări. Acum vreo 4 ani și eu... Vapșe, da să-ți dau încă un exclusiv ce vrei. Când eu nu m-am mutat să mă în București cu agenția și cu restul, social media era în pic, mine s-au adresat vreo 5 oameni care aveau, la care tu aveai datorii și m-au rugat să fac un video de faimare publică. Și eu atunci cu dragi în mine, tipa tot de asta, Pe de o parte, era interesant să fac, dar pe de altă parte, băi, ne-am pus un jur de întrebări și am înțeles că... Atunci buca stângă era mai mare, da, mai tare într-unul. Și tot tabele și în special de la specialiști. Asta știi care e problema? Asta e problema despre tu ai hard skill-uri într-o specialitate, dar consultanții au un șir de observații din mai multe nișe care se formează într-o, nu știu... Serios grește acum? Da, da. Și... N-ai grem despre cine, disprețați acum. Noi vorbim despre două viziuni pe care voi le reprezentați în mare parte. Hai să vorbesc direct. Așa. Cum te-ai exprimat tu? Care viziuni din și? Tu când faci analiză de piață, tu îți faci niște concluzii. Pe Google Ads, de exemplu, cuvinte cheie. Stai puțin, și tu compari analiza mea de piață cu cursul lui Ionaș. Tu compari... mere cu prasade. Care expertiză în cursul lui Ionaș? Că e copywriting, normal nu faci și nu predă la cine îți duci la cursurile ei. Dar pe întrebarea poate nici nu trebuie să... Și în cazul în care eu vorbesc de și predă ieși și tăți care iese de la cursurile ei, despre ce noi grim? Când e într-un progrev care știi de 30 de zile care tu trebuie să-l faci ca să obții nu știu și, băi acolo concret nu este. Despre cursuri noi grăim când la dânsă strategie se numește să trecem pe online. Și asta se numește curs de social media marketing? Hai să întrebăm atunci ce înseamnă social media marketing. Social media marketing ce înseamnă? Am o șansă să o apăr pe Ioana și are curs filosofie lansării și el e adresat către experți care vor să se lanseze. Care experți? Care au 30 de proiecte și nu pot să spună la și proiecte? Viitorii experți. Viitori, da. Oamenii care vor să vândă niște cunoștințe sau au o experiență și vor să o împacheteze ca să facă bani din asta. Și ea învață acolo experiență? Măi, dar ești sigur? Experiență. Uite, ea are 40.000 de urmăritori. Înseamnă că e știi ceva, nu? De unde 40.000 de urmăritori, blea, de asta înseamnă că ea are experiență în ASEM. Nu, serios, blea, de unde e așa indicator? A, ți nu-ți place că oamenii confundă să mă... Asta tot nu-mi place. E ca de unde 44.000 de follower și 2 ani experiență. Arată-mi, blea, 2 ani de experiență. Concret, arată-mi 2 ani de experiență. Dar ce înseamnă pentru tine experiență? Concret, dacă tu ai trecut prin a face social media content pentru un brand, nu contează. Dar arată-mi... Eu nu făcut, eu nu urmăresc, dar eu nu făcut pentru vreun brand social media? Nu știu. Păi, vedeți? Eu am luat cel mai simple cifre care ei le scrie un bio. Păi, arată în CV-ul. Ce ai făcut până... Știi, marketerii și slăbiciunea au și eu așa să mă adresez întregii piețe. Că eu tot uneori primesc, tot feedback-ul că eu sunt manager în comunicare și PR la o agenție și am intrat în Insta-Șut, program gratuit care are scop să prezinte un program plătit și n-am aflat nimic nou. Da, pentru că ești specialist, dar... Produsul ăsta e orientat în altă parte. În 2024 avem aproape 1 milion de utilizatori pe Instagram și aproape 6 milioane de utilizatori din România pe Instagram. Deci asta devine platforma preferată a experților care vând consultații, servicii sau produse digitale, instrucțiuni, PDF-uri, template-uri, cursuri. Dacă ai intenții serioase în direcția asta, dacă vrei să-ți organizezi un venit stabil sau chiar să-ți crești deja venitul care îl generezi de acolo, tare îți recomand să te înscrii la Insta-Șut. Asta e un program gratuit de 5 zile la care au participat deja peste 18.000 de studenți. Dacă te confrunți cu dubii, dacă ai remușcări, dacă ai frici sau dacă ai lapsus de idei, aici găsești niște soluții foarte bune. Gândește bine și înscrie-te, e gratuit și e făcut din inimă. Găsește link-ul în descriere. Și când intri la ea în pagină sau la alți specialiști marketeri care critică, ăștia, e că Ionaș are 40.000, da? Și este un marketer care are, să nu-mi fac referință la tine ca să nu e personal, care are 900 de urmăritori. Și el pretinde că știe mai bine, că el deservește afaceri. Și mulți pun întrebarea, dar dacă tu știi mai bine, de ce tu nu ai mulți urmăritori? De atât că el e ocupat cu lucru și el n-are când să stai pe rețelele sociale, asta e tot explicația. Și lui nu-i place treaba asta, da, și el nu vede în asta sens. Dar și astea sunt niște tare bune argumente ca să ascundă sau să mascheze lipsa lor și rezultate. Și nu, eu acum și spun Ion, nu înțeleg, dar dacă așa să ne uităm foarte detașat, spun, la tot ce se întâmplă, majoritatea din cei care intră în domeniul respectiv acum, majoritatea, intră printr-o clipare că sunt acolo de hera bani. În care domeniu? În domeniul de instruire și consultanță. Aha, aha. Instruire și consultanță. Aici ești problemă. Pentru că ideea... Ioan, asta se întâmplă în orice domeniu. Majoritatea oamenilor azi caută să facă bani și asta e prima etapă la oriunde. El ori se duce ca angajat undeva, ori se duce pe cont propriu, ori a fost o leacă angajat, îi pare că cunoaște ceva, îi pare, nu neapărat întotdeauna cunoaște, și vrea să duc pe cont propriu pentru că îi pare că pe cont propriu o să facă mai mult. Și mai departe oamenii ăștia caută cum să fac așa încât să împacheteze un produs sau un serviciu sau niște abilități pe care le au ca să le vândă mai departe. Faptul că el n-are experiență, faptul că el n-are ani, faptul că el n-are sisteme și el n-are de unde să aibă propriul produs pentru propriul produs și ne scrie o carte, e clar că el doar nu scrie tătă din capul lui, el are 1.000.000 de referințe acolo. Și referințele respective înseamnă că el a citit pe alții și tot le bagă, le încleie acolo. Fix același lucru și cu acele cursuri și cu acea experiență pe care el nu are, dar încearcă să o transmită pe altuia. Acum, faptul că unii pot asta să o facă mai bine, să împachetează mai bine, o citit, o studiat mai interesant și să mai deschiși pe rețelele sociale și să mai patajnă și iese și asta fac și au 40.000 de urmăritori, dar cineva e mai skromnic și are numai 400 de urmăritori. Că asta e diferența și prin în prețul pe care și-l pun, pentru că și eu padahuivai uneori de așteptările financiare pe care le au unii începători. Nu începători în sensul că eu știu cam prin câte o trebuie să trec și experiența așa o trebuie să trag în spatele meu ca să ajung azi să am încă aceleași frici. Nu cumva prețul meu e cam mare. Chiar dacă lupt cu asta, chiar dacă lucrez la asta. Și exact. Indignarea asta eu o înțeleg. Dar pe de altă parte, nu știi unde nu faci același lucru. Oricare manicuristă, e că tu te duci în infobiz, dar oricare manicurist care învață alte manicuriste. Eu le-am în mentorat inclusiv 5 fete predau manicura. Una faci 300 de euro și cu greu îi faci pe lună din predare. Alta faci 3.000 de euro și trăiește bine mersi. Alta faci 15.000 de euro din predare. Și toate 3 predau fix același lucru. Cum să faci manicură? Numai că diferența dintre dânsele cât e una de încrezută și de patajne și de prezentă și utilizează și TikTok și Facebook și Instagram și nu se teme să iasă și alții nu. Dar în rest informația nu se schimbă. Alexandru, Vadim, eu foarte bine înțeleg chestia asta. Eu mă refer la, încă o dată, vorbesc despre calitatea cursului. Deci, relevanța cursului, ambele de la Ionaș care eu m-am mutat integral peste ele, tu poți să-l numești cum vrei, dar el nu este marketing și el nu este despre SMM. Complet. Chiar și dacă este... Dar este vreun cineva care are curs bun de SMM pe care tu l-ai văzut și tu... E ca benchmark-ul e ca ieși? Nu. De ce? Pentru că eu nu vreau să spun că asta e scuză. Eu tot am flirtat cu ideea că să fac. Dar iarăși eu am, exact cum ai spus tu, problema cu prețurile. Știi, eu chiar acum am venit de la client, el a acceptat absolut tot, știi, nu s-a negociat, băi, atâta. Știi, și evident că ești după asta. Băi, trebuie să spun mai mult, știi? Că ești cu sentimentul ăsta, știi? Da, e ok, știi, și eu iarăși, evident că eu mă confrunt, eu am dus training-uri. Evident că am dus training-uri. Când eram la Indigo, duceam mai mult training-uri, hai să zic business to business. Când agențiile străgeau clienții, noi arătam case study-uri, explicam cum asta se calculează. Se numește loializarea clienților. Da. Asta e proces de retenție. Acum, sunt niște chestii simple care oamenii care cumpă cursurile astea, una la mână, ei n-au nu învață nică despre ce înseamnă marketing și SMM. Pentru că dacă iată tăți ăștia care chiar și pionași sau eu, adică eu cu dânsa am înțeles din două cursuri că eu n-am ce să grez cu dânsa despre marketing, pentru că e total aberant ce își povestește despre marketing. Pentru că exact cum spui tu, te-ți vin în marketing pentru că ok, asta promovați voi ca și piață. Bun, rău, mai puțin bun. Deci asta e trend acum și sună tare sexy, știi? Reels, stories, montări de astea pricolne, efecte, multiview-uri, dar ideea care că... Eu înțeleg de partea clientului că nu te-ați să aibă toate view-urile astea, exact cum cineva predă manicură de 3.000 de euro, cineva de 300. Dar eu fiind în domeniul de marketing și văzând, deci cu 13 ani de experiență la nivel de branduri, pentru că eu n-am o problemă în agenție dacă mâine o să vin în salon să-l promovăm. O să-l împachetăm, o să-l promovăm, dar eu nu am văzut, de exemplu, Ce înseamnă social media marketing? Deci asta înseamnă, evident că-s două direcții din start. Asta e targetul și asta e strategia de content. Eu aș scoate targetul de aici. Tu ok. Și din voi n-are dreptate. Targetul, da, cred că după mine e altceva. Dar ok, bun. La nivel de agenție, el perceperea era la client că SMM-ul ăsta e targetul și ok, hai să luăm separat. Partea de strategii de content. Băi, asta e un concept de strategii, numește-l cum vrei, dă-i o denumire, oameni și cifre, nu știu, nu contează. Și sunt niște direcții de comunicare. Deci vorbești despre brand, sales, deci nu există cifre, cum văd pe la diferiți instructori. Planul de content lunar trebuie să fie 60% postări informative. Blede, arată-ne o sursă, arată-ne un case study sau de-a tău sau internațional, unde este și cum spui tu, ăsta e benchmark. Eu deci asta... Aici pot să-ți fac o paranteză să-ți dau. După un an de research, căutarea, că știi că este formula asta, 40% util, 40% informativ, 20% vânzări. Măi, nimeni era tare interesant. De unde a apărut formula asta? Cât îți grăiesc, dar nimeni nu face referință. Eu am găsit o singură carte când mă pregătem, facem cursul de copywriting. Asta e Eugene Schwartz, în cartea Breakthrough Advertising. Descrie 5 etape ale conștientizării clienților vis-a-vis de produsul tău. 5 etape. Este unaware, inconștient. Este conștient de problemă, conștient de soluții, conștient de produs și gata de cumpărătură. Asta e 100%. Și când le scoți, tu înțelegi că 20% din conținut trebuie și de PR, 20% orientat pe problematizare, 20% pe ce soluții prestezi, 20% exact despre produs și 20% despre vânzări. E că dacă ți-a fost interesant referința și e un sistem super crutoi. Eugene Schwartz. Ok. Da, Schwartz. Și asta cum intercalează, de exemplu, cu partea de Google? Partea de Google e de la problematizare până la gata de cumpărătură. PR-ul e social media. Nu, stai puțin. Păi în Google este sezonalitate. Nu, da. Și cum intercalează chestia asta? Uite-te, pe Google, la sine de probleme asta, de exemplu, tu ai o problemă, da? Eu am mai explicat asta, te doare spatele. Tu începe de informat. Nu, îmi pare că voi acuși faceți, acum voi încercați să băgați cubicul în cerc. Da. Nu, nahrena. Și are Google-ul cu... Asta, auto vă record să discutăm. De asta și vorbesc, înțelegi? Tăți care dau cifrele care tu ai dat acum sursă, eu sunt sigur că tăți care dau cifrele astea, care dă 60, care dă 40, care dă 10. Păi astea sunt chestii, știi? Mă ating că e așa, am făcut pentru un brand și chipurile au mers. Deci după mine, din tot ce eu fac în ultimii, deci de când sunt în sfera de agenții, chestia asta e mega individuală. E mega individuală pentru fiecare. Clientul are obiectivele sale, să-și crească valoarea cecuri cu 30% și numărul de cecuri cu 20%. Asta de-ab noi SMM. Deci ascult, păi da, dar tu intercalezi strategia asta. Dar când noi luăm, cel mai simplu, numerologia lui Ionaș sau orice business de manicură. Există, să ieșim în zona conceptuală. Să aducem mai multe exemple. Ca să nu superi și să reacționează adecvat, las bagi calitate în ceea și nu lacrimi. Și plus la asta, deci eu nu văd la nimeni o strategie de content, niște direcții de comunicare. Deci hai să azi facem video, cum suntem agitați, chipurile suntem mega ocupați. Înțelegi? Și de oamenii ăsta... De unde e luată chestia asta? De unde e luată? Ei doar toate lucrurile astea, de fapt, sunt luate de undeva. Cineva în domeniul ăsta de social media sau marketing sau ce fac ei, copii. Pe a noștri n-au cine copii, piața la noi e mică, încă e tânără. Noi suntem plus minus 35 ani în spate și trăiesc rușii. Rușii 35 ani la marketingul american. Rușii au preluat întotdeauna de la America, tot instrumentariul și maniera și felul și nu toate, evident, și pe locuri eu cred că e mult mai departe, a noștri copii de acolo, noi am copii de acolo. Primul nostru Angry Business de unde s-a născut? Întâi organizarea de evenimente care eu am făcut-o, tot la ruși am preluat-o. Angry Business-ul era copia BM-ului, prea cuvânt în cuvânt și slide în slide. Adaptat la instrumentariul, piața și mentalitatea care era în Republica Moldova și la mărimea ei. Și mai departe, azi inclusiv, aceleași lucruri se întâmplă. Diferența, cred că, este în faptul că unii din cei care, încă o dată zic, iese cu așa tip de produse, e că încă n-au experiență de viață și, în cazul dat, asta se reflectă asupra felului în care ei comunică. Chiar și printre cei care tu i-ai pomenit cu experiență de viață, în slide-urile tale care au deja și peste 40 de ani, poate să fie o leacă stângaș felul în care îi prezintă sau se prezintă, pentru că ei până acum erau directori de ceva într-o companie, expert în ceva și acum vreau să devină consultant. Și în cazul dat, rejă duhă. Da, când... dar tu înțelegi că la tot ce tu spui, asta distorsionează absolut tot ce înseamnă marketing, SMM, că experiență nu știu unde, că acolo nu are experiență, că o preluat, că o adaptat, că nu s-o pornit și iese din urma la asta. Știi ce iese? Vin oameni la interviu, de exemplu, care îți dai seama că o ieșit. Oamenii care? La angajare și funcții. Da, la angajare. Și funcții. Fii content. De care? SMM. Și okay. el vine spune-mi, și... te rog, iată, eu fac în fiecare săptămână. În fiecare săptămână noi avem minim, cred că 2-3 ori interviuri. Fie pe social media, fie pe manager de vânzări. Mai rar alte funcții, dar astea sunt funcțiile nu. Și-l mai întrebat la nivelul ăsta, a antreprenorilor startup-uri care sunt în primii ani sau echipa el și doi oameni în jurul lui care sunt outsource. Eu pot să spun că din 10 oameni, eu acum pot să zic, de seară iar am interviuri. Acolo nu este niciunul din trânși care are facultatea de marketing. Nici unul. Și ce are asta? Exact. Întrebarea mea este unde sunt? Unde sunt oamenii ăștia care au absolvit marketingul, facultatea de marketing? Deși ei nu aplică. Eu acum spun o problemă pe masă, spuneți-mi, eu văbșe n-am pretenții la cineva. Prostă și carnă. Exact, chestia asta pot să întreb și eu. Unde stăți? Dar pleați, voi acolo e asta seama, voi învățați marketingul, spuneți-mi, unde stăți cu cursanții voștri, miile voștri de cursanți? În ce sens unde? Păi voi faceți cursuri de SMM, de tot ce se întâmplă. Nu, eu fac cursuri de SMM, dar antreprenoriat, da. Overall pe piață. Unde sunt ei? Tocmai sunt ei cei care au aplicat. Ei sunt cei care aplică la aceste interviuri. El acolo ne arată, el a fost la cursul lui Ionaș, el a fost la cursul lui Cușnir, el a fost la cursul lui Talmazan. Și nimeni dintre ei nu are facultatea de marketing. Păi da, și întrebarea mea revers, replică către tine, ok, unde stăți? Care îți duc ea ca la toate cursurile astea de SMM, chipurile învață SMM, unde stăți ăștia să-i angajăm? Cum unde? Să-i angajăm unde? Ei aplică, ei lucrează. Unde? În departament de marketing, în agenții. Unde ei nu lucrează nici în departament, nici în agenții. Dintr-un sens, sigur? Acum și spun. Tu spui unde-s că nu-s, înseamnă că nu-s acolo, da? Corect înțeleg? Păi da. Inclusiv mă refer și la calitate, pentru că sunt 2-3 care vin, dar n-ai și... Îți dai seama că n-ai și stai de vorbă cu dânsul. Vot. Știi de ce? Pentru că majoritatea din trânși, astăzi o înțeles, că banii în spate de făcut cu mult mai puține cunoștință și cu mult mai repede decât să te duci pe drumul pe care mergi tu. Asta tu ai făcut facultate, masterat, ai mai fost la niște cursuri internaționale și te-ai nișat pe ea ca atâta din gust, fiind, nu știu, copywriter, designer sau targetolog. Dar să mă mișcă azi, știi ce înseamnă? A făcut un curs de 300 de euro, a luat 4 clienți la care le face 3-4 postări pe săptămână pe Instagram, Facebook și TikTok și le faci câte 2-3 story surprize. Și faci pentru asta cât? E în medie de la 250 la 400, unii 500 de euro per client. În total, orice copil care sunt studenți încă la facultatea de litere sau la pedagogie, pe lună faci 1.000-1.500 de euro, având grijă pentru 4-5 clienți și sunt mai mulți clienți care au nevoie de SMM și cât SMM și sunt la noi în piață. Și întrebarea mea este totuși, dacă noi avem atâtea mii de oameni care învață la marketing la facultate, că eu presupun că există câteva mii. Nu cred că sunt mii, așa? Eu nu zic într-o singură universitate. Într-o 700 la o universitate întreagă în primul an. Eu nu zic într-un singur an. Nu, eu mă refer la în general. Avem marketeri ceva în anii ăștia. Unde sunt ei? Și eu presupun că ei duc undeva, numai nu în marketing. Și acum întrebarea mea la dânși... Vrei să-ți spun un efect la ce și tu ai spus acum? Da, da, cum? Eu sunt ok, da, luați-vă remote, 3-4... Tu înțelegi că Alexandru subtil acum pune la îndoială metodologie universităților și educația clasică de formare a marketerilor? Nu chiar. Nu, nenada, cam ușa să... Nu, eu așa am perceput. Nu, eu pun la îndoială, nu metodologia. Deci, voi criticați cursurile non-formale, dar voi, universitățile și stimați profesori... Metodologia acolo e super. Eu chiar am o întrebare pentru mine. Blead, unde specialiștii care iese de la facultatea de marketing din aplică? Nu, eu cu și-ți spun, Alexandru, eu cu și-ți spun că predau la marketing. Dar efectul care tu... Mulți studenți de tăi ne-o scrie zilele astea. Și la scrie. Și este asta. Te rog, zi. Pizdat-i profesor. A? Da, dar eu dacă ceva spun că este. Dar și numai asta, nu o scris de rău nimenică. Nu o zis că e arogant, că îmblă. Nu, măi, că încă studenți suntem, cred. Glumesc. Spune-te, rog. Uite, efectul la care tu îl spui, eu sunt de acord că sunt de ăștia care lucrează remote, s-au luat câteva companii acolo. Știi care e tendința în ultimii ani? Că vin saloane, companii mici și mijlocii care au lucrat cu persoane de astea. Eu sunt tipul de om care are agenții, de profesionist. Mulți clienți de-ai mei pot să-ți confirme chestia asta. Eu nu sunt genul care, băi, și huine atât făcut, dă că să facem noi, să arătăm cum e ghini. Băi, asta e ghini, știi? Trebuie de făcut o leacă de SEO, o facem. Trebuie site nou. Sorry, dar trebuie site nou pentru că el nu convertește și restul. Dar pe partea de SMM, deci tu nu vezi absolut o logică după foarte multe conturi. Eu nu o să pot să-ți dau acum, știi, 80-20, 60-40. Dar de ce trebuie și acolo... Poftim? Deci trebuie și logică. Nu, stai puțin. Deci acolo e o amestecătură de asta care e, știi, chestie punctuală. Știi, azi m-am trezit să fac așa postare, știi, am făcut așa postare. Săptămâna asta am când se filmează 3 videouri, știi, ea ca de este. Înțelegi? Pentru că ei deși vin în agenții sau schimbă profesioniști de ăștia unul după altul. Pentru că el nu are rezultate. Pentru că toate strategiile astea care se învață pe la cursurile care eu în special le-am abordat, ele sunt strategii punctuale de azi pe mâine. Ea poate luna asta să împuște, te și tu ai făcut și luna viitoare și mai viitoare ea poate să nu împuște. Dar orice antreprenor, orice brand, deci el vrea vânzări constante, el vrea continuitate. Și cursurile astea care eu le-am abordat de câte zile, 8 zile sau o săptămână, deci nu sunt cursuri care dau continuitate. Și nu contează că e manicuristă, că e nu știu ce acolo. Că eu n-am o problemă. Fiecare business e business, fiecare meserie e meserie. Dar ele nu au continuitate. De ce? Pentru că un răzagrev de 30 de zile pe care îl scrie că hai să mimăm, să ne facem că suntem ocupați, chiar că cât și cursurile de pe noi, asta nu e despre marketing. Dar de ce tu spui așa? Pentru că dacă să iei așa să te uiți, astea sunt nivele diferite, cu conținut diferit, pentru public diferit. Asta nu e așa de mult în băut, da? Da. Și în cazul dat, doar toate brandurile mari au fix aceleași lucruri, utilizați fix același instrumentariu. De altă calitate, evident, și în alt format. Dar toți lucrează și operează cu așa numitele frici, cu așa numitele emoții, cu așa numitele caruseluri emoționale și tot așa. Ai noștri le fac încă la nivelul la care sunt, mai stângași poate pentru că s-l-ai început de cale. Și mai este, eu, cred că, un lucru pe care noi, bun, cred că din start era cazul să-l menționăm. Noi vorbim despre nivele diferite a celor care predau, că subiectul a fost nu doar să mă marketing cu experții pe diferite niși pe care îi judecăm noi, și publicul care apelează la acel auditoriu. Pentru că dacă cineva dintre acești experți de care noi vorbim are un client anume care a consumat produsul respectiv, apoi că trebuie să iei prost NPS-ul la fiecare din acești experți a clienților, da? Și să înțelegi cam care e rata de ea. Și NPS-ul respectiv spune că el a fost gata să plătească 300 de euro pentru acele emoții pe care le-a dat X, Y sau Z expert. Mică paranteză, NPS e Net Promoter Score, e un proces de măsurare a calității produselor și serviciilor. Acum, o secundă, doar să termin. Și atunci când noi vorbim inclusiv de ori de predat, ori că sunt experți în ceva și consultă alte companii, apoi eu acum inclusiv pe aceștia sămăm și care sunt piață, care acum știi care e buba. Că ăștia din generația celor care au ani deja 30-40, ei în genere nu se bagă în rețele sociale, părere de rău. Îs aproape inexistenți SMM și mai în vârstă de 25-30 de ani. Eu aproape practic nu-i văd. Deși pentru că lui e complicat sau nu vrea sau nu-i place. Sau lui Instagram-ul, Facebook-ul sau... de marketing. Da, dar nu avem noi nevoie de atâția directori de marketing cât potențiale avem. Și cât de ăștia, tipa, sunt companii mari, nu sunt așa de multe, dar majoritatea antreprenorilor mici sau startup-urilor au nevoie de cineva cu idei ca să facă niște postări pe Facebook și Instagram. Ei asta înțeleg că înseamnă SMM, chiar dacă după mine el e mult mai larg, mult mai... Și atunci și share piața, așa se oferă. Tu știi podcastul stand-up-ul lui Naia Nicolae de la IOMOR? Nu. Mega popular. Dar like-urile înapoi? Cine? Ia-ți mai like-ul înapoi, da? Da. Știi când el spune că bă, ce mă enervează ăștia cu englezisme, știi? Și o întreabă pe o tipă, bă, tu ce lucrezi? Și asta, eu sunt operator call center, știi, pe probleme de logistică. Știi, tu ești centralist, tu încasezi înjurături pentru că marfa oamenilor nu a ajuns la timp. Păi în cazul ăsta știi exact să primește asta. Deci o esență. E pragmatic și nu-i place că oamenii numesc asamam și ei și nu e asamam. Exact. Dar eu înțeleg, asta era clar deodată, pentru că tot feedback-ul lui pe toată linia acolo este că nu sunt noțiuni la ce-ți face. El nu vede noțiunile la, nu, tipa, asta se numește așa, în cărți. Dar asta se numește așa. Dar cine, Alexandru, stai puțin. Deși tu iei chestia că eu sunt profesor? Eu am spus că ești profesor? Că acolo trebuie să fie ca în carte. Nu, stai puțin. Eu spun și văd în stories-uri. Nu, că tu spui că așa ești și scrie aici, de fapt se numește așa. Ok. Asta înseamnă metodolog, nici nu metodolog, dar asta înseamnă omul care știe partea de teorie și numește practica asta. Pentru că scris niște chestii evazive, știi, chestii pe care, ok, eu înțeleg că... Da, dar poate eu scris-o pentru auditoriul ei, dar nu pentru ăștia care cunosc noțiuni. Noi vom măsura MPS-ul, care nu și plătesc eu bani. Alexandru, eu înțeleg foarte bine chestia asta, dar în momentul în care tu explici că noi trebuie să facem o întâlnire cu clienții ca să analizăm, ca să facem discuții profunde, despre ce noi grăim? Care anahul discuții profunde? Spune normal că se numește focus group. Dar anahul nu e focus group, e că eu sunt client și asta. Dă să termin ideea. Dacă chestia asta se numește focus group și voi sunteți și care spuneți că unii sunteți ăștia din universitate, pleați, хорошо, nu sunt ăștia din universitate. Sunteți voi cu cursurile. Hai dați voi calitate, dacă noi așa în universitate nu dăm calitate. Înțelegi? Pentru că dacă acolo era să fie menționat... Stai, nu compara merit prăsadele. Că acolo e focus group. Așa. Pentru că așa că voi bateți în calitate, că ai să pornești de la viață, că ai să faci 3.000 de euro pe lună, 10.000, 30.000, nu contează. Păi dați omul ăsta o noțiune ca el să știe unde să caute în momentul în care o să aibă nevoie. Dar când voi spuneți, uitați de genul că ai spărnește de la viață și trebuie să strângem 30 de clienți. Nu, dar nu, stai că ne-a plăcut, trebuie să strângem 10, 20, 30. Blea, de-a câți? 10, 11, 12, 29, 30? Este în... Măi, eu cred că datorită ți-i crească calitatea la tema asta. Care-i problema să existe un pizduc ca Faină? Știi să bagi o leacă de jaratic? Exact cum Talmazan nu vreau să spună direct. Ne-a scris cineva care e drug cu Talmazan, că Talmazan a zis că nu e gine să existe cineva pe piață care să ridice o leacă, știi, planca. Pentru că eu nu țin de noțiunea de SMM, de marketing. Băi, dar hai ăștia care i-am analizat până acum, spuneți exact ce ești învățați oamenii, dar nu băgați tot bullshit-ul ăsta în marketing. Știi care e paradoxul? Că ei tocmai îți spun acolo și învață oamenii. Și problema ai tu. El doar acolo asta își spune. O să avem discuții profunde și el o să aibă discuții profunde și vrei. El doar n-a să înveți oamenii MPS. Tu ai văzut vrei acolo cineva să spui ca să dai despre MPS? Nu. Știi ce am văzut eu acolo? Noțiuni de marketing. Care... completă să rupte de realitate și de piață. Eu înțeleg. Acum e un detaliu tare important. Tu ai început a compara... Voi singur, bled, nu spuneți că nu măsurați câți oameni ies întregi la cap după cursurile astea și câți nu. Înțelegi? Voi singur nu spuneți că nu măsurați? Voi singur spuneți că nu măsurați chestia asta. Că nu există nici nevoie. Câți oameni întreg curs și cât fac. Care e rata studenților care încasează primii bani și ajung la 65%? 75%? La noi toate maratoanele și toate cursurile au check de intrare, venitul lunar, toate detaliile de intrare, de ieșire, da, noi analitic avem mai multe decât reușim să o analizăm, cu părere de rău, dar vreau să spun altceva. Tocmai ai intrat cu o noțiune tare așa, o leacă, cred că spuneam de compari merele cu prăsadele, tu spui voi, noi învățăm și voi învățați. Cei pe care tu îi compari, probabil aici iarăși sunt experți care lucrează cu antreprenorul și îl ajută la ceva. Că acolo sunt experți care nu instruiesc pe alții. Și sunt cei care instruiesc pe alții. E că sunt experți care instruiesc SMM și sunt experți, consultanți în business care ajută antreprenorii să fac ceva. Acum, dacă tu compari și faci tu la facultate și ies ca rezultat... Și... Eu nu vorbesc de numele facultății acum. Nu, nu, ca tine mă refer. E că eu, tipa, noi instruim și voi instruiți. Nu a fost așa o văscasă-văne, da? Un enunț. Și în cazul dat, aici poți să-i compari. Dar acei care lucrează cu antreprenorul pentru rezultat, lor roșelii pe barabanul despre cum se cheamă noțiunea respectivă. De ce? Pentru că piața, cu părere de rău, încă nu e educată. E că antreprenorul încă nu e educat. Spune problema, dar pe toate inițiativele astea cu cursuri și cu concepte greșite în promisiuni, nu asta e cauza? Dar voi, e că iarăși, aici voi spuneți despre lucruri filozofice pentru un om care a descoperit e sulița, copia sau căpiloastea sau lopata. Pentru că cu antreprenorul când vorbești, e că tu, acum, deci am spus, e important să delimităm nivelul, categoria asta de antreprenori, startup-eri care prost el vrea să facă business și nu știe ce înseamnă rețelele sociale. Și noi, ca sâmbătă am avut curs cu antreprenori care fac bani. El face 1000, 2, 3, dar la dânsul diferența dintre pagini de Facebook și profil de Facebook nu-i. El nu știe, deși nu-i butonul pentru să promoveze, el nu știe cum spui, el face antreprenoria, dar nu. Și la dânsul ghiși și o sprindă primul SMM-șic, care o fată sau un băiet drăguț cu un profil de Instagram frumușel, estetic aranjat și care scrie, creezi conținut și te ajut să faci promovare în public. Că acolo o să fie că noi o să facem focus group, că el nu știe ce înseamnă focus group, că el Facebook nu știe ce înseamnă. Și că pentru nivelul ăsta, știi cum este piața, există cerere, există și ofertă. La următorul nivel, e că eu cred că, cu părere de rău, deși la mulți consultanți de business, dar eu am despre cine să vorbesc în piața asta, le e atât de greu să facă bani? E pentru că piața e prea mică pentru nivelul de pregătire pe care îl au ei. Și customer journey de care vorbești tu și pe care îl cunosc cei care înțeleg ce înseamnă tipa marketing. Nu. Sunt 100 de companii. Tu ai pe deget cui ai putea să-i vinzi serviciul ăsta. Și nu spre multe dește la o mână cu ei putea să implementezi dacă încă acolo ai să ai. Cu cine să vorbești? Buget și timp pentru asta și dorință, deschidere din partea lor. Хорошо. Acum uite-te. Eu când spun de simpla noțiune de focus group, eu vorbesc despre ăștia care eu i-am abordat până acum, care prin cursul ăsta inclusiv își doresc să învețe alți specialiști. Păi în cazul ăsta eu îmi pun întrebare și fel de specialist de coloseas. Asta e specialist pentru redavoi, soldat. Acolo nu-ți pregătești, tu pregătești, stai așa, tu pregătești lieutenanți, capitani, maiori și vrei. La tine e școală de generali, poți să-i spui așa. Dar e și vorba despre soldați, exact. La mine în agenție, oamenii care au venit pe partea de target, sunt oameni complet care nu au avut de-a face cu marketingul până în momentul zero. Nu, eu zic după. Și eu i-am pregătit. Da, super. În momentul în care... Dar știi că sunt mai mulți specialiști de ăștia pe care tu e tot din agenție ieșit. Pentru că... Și-o crezut că e gata deja de... Eu n-am ascuns chestia asta niciodată. Pe mine tare mult licența de marketing la ASEM nu ne-a dat. Pur și simplu, evident, noi știm destul de bine că asta ține de tine și vrei tu să înveți. Pentru că universitatea, oricare universitate din lume, te învață un singur lucru foarte bine. De unde să cauți informații. Research te învață. Exact. Dar cursurile pe care eu le-am abordat până acum, ăsta e cuvântul cheie, cursurile care eu le-am analizat până acum, chiar și la nivel care pregătesc, e tipa... Din Moldova? Da. Adică ele sunt totuși. Nu, uite-te, cursurile pe care eu le-am analizat și le-am publicat. Nu zic cursuri la mine în stories. Deci, știi ce omoară cursurile astea? Prima și esențială în toată chestia asta, capacitatea omului de a face research. Pentru că dacă vrei să fii marketer bun, nu contează că ai învățat la ASEM licență și master sau că ai luat un curs de pe piață, asta e chestia cea mai esențială. Dacă vrei să fii bun pe partea de marketing, asta e capacitatea de a face research. Pentru că cursurile astea nu conține absolut nimic. Asta strict pe marketing te referi, da? Deci la orice poți spui asta, doar că eu pot spune altceva. Nu, strict, pentru că ce înseamnă... Generația, uite, eu vorbesc acum de, hai să zicem, Exact cum spui tu, generații. Câte generații de marketeri sunt în țara asta? 7. Eu din cap am zis. Eu pot spun. Ăștia care sunt după 45-50 deja puțin îi poți considera marketeri. Ei nu sunt în afară. Eu aș spune că sunt 3. Ăștia sunt pionieri. Boico, deci din categoria asta. Slonovski. Da. Pe urmă suntem, hai să spunem noi, da, care hai să 35, putem, 40. Noi, da, noi putem să ne numim deja Stara Gvardie. Pentru că noi ne-am apucat de marketing în momentul în care marketingul era radio, offline, baneri pe stradă, năclești, flyerii, da. Și noi am apucat și am învățat chestia asta de marketing și o știm în complex, pentru că noi am descoperit-o. Noi am fost un fel de fast food. Știi exact cum fast food-ul spune repede și tu ai mâncat și gustos, e că noi așa am învățat marketing. Dar acum cursurile astea pe care eu le-am analizat și nu că vreau eu să insist, ele pentru mine nu sunt cursuri de marketing, pentru că ele nu dau în esență ce înseamnă marketing. Marketingul nu e că ai făcut 3 reels-uri, le-ai montat pricolele. Pentru că da, la noi în agenții montează 60 de videouri lunare, le montează fetiță de 16 ani. Dar ele montează de atât că știi, noi... Știi fix așa și părere și pionierii aveau despre... Și poate și au încă despre și considerăm noi marketing. Asta e chestia de generație. Știi? Păi da, exact. Și atunci tu ai așteptări de calitate, de marketing sau de servicii de instruire. Deși voi tăți credeți... Uite, tu spui despre ești expert... credeți că eu am niște așteptări, dar eu n-am nici o așteptare. De atâta că tu tocmai acum pe dânșii judești. Eu ți-am spus, ne îmi place să-i padibesc ca pe tăța ăștia. E că asta e faza. Tu îi pădibești sau vrei să-i ajut să crească? Ce? Tu îi pădibești sau vrei să-i ajut să crească? Dar cum crezi? Că dacă eu vreau să-i ajut să crească, ea să crească? Sau dacă eu să-i pădibesc, ea să crească? Nu, eu cred că tu alea că s-ar putea... trebuie să lansați consultații și programe. Exact. Tu cred că ai putea, știi, și să faci prin asta, tu ai putea pe unii să-i traumezi așa de tare încât ei cu psihica să ducă, dacă sincer, public vorbind. Unii dintre ei vârsta lor încă nu le permite ca ei să poată să perceapă așa informații. Și monedul cu două fețe. Adică nu e ok că eu îi pădibesc. Dar e ok să vinzi un bullshit, sprănește. Corect? Asta e percepția ta față de acel produs. E a ta percepție fix așa cum și Boico poate spui, Bordea, blei, tu și marketing sau Cușnir și huinea e asta la voi. Exact, și el are dreptate. Are dreptatea lui, dar eu sunt ok prin și fac cât câștig și că clientul meu cumpără acel produs și pentru asta plătește și faptul că el nu returnează, faptul că nu scrie feedback negativ sau faptul că îmi mulțumește sau faptul că eu pot să măsor niște rezultate, pentru dânsul ăsta e ok. Tu uite acum și ne consumă cursurile astea lor. Tu doar nu te-ai dus la cursul ăla. Nici el nu s-a dus la cursul ăla. Nici eu nu m-am dus la cursul ăla. Pentru că bine, noi suntem deasupra. Dar cumpără și el care e desubt. Pentru care felul în care arată Ionaș sau Valeriu sau și nu mai este pe acolo viața lui, felul în care arată rețelele lui sociale, că e doar asta copii acum. Majoritatea dintre ei spun, vreau așa ca la tine să arăte videourile mele, viața mea sau și mai este pe acolo. Știi pe ce trebuie de făcut pentru asta? Vin la mine la curs. Nu, știi ce trebuie de făcut pentru asta? Hai să spunem că asta e marketing. Te deranjează. Știi care idee? Este o idee tare interesantă. Pentru că se distruge esența de marketing. Și pentru că... După mine... Dar el marketingul, tu doar trebuie să accepti că marketingul e o chestie adaptivă. Nu, există fundamentul fundamentului, traut și niște teorii, dar în rest tot e adaptabil. Marketingul nostru, pe timpul nostru, năcleica pe la stații și marketingul azi e reels-ul filmat corect, care ți-a buhnit, ți-a explodat pur și simplu vânzările și atât. Discutabilă chestia. Nu, tu poți să discuți, dar există partea teoretică și există partea practică. Există companii, unul din participanții din mentorat, 2 ani zile, insist că s-a pus și de reels-uri. Nu s-a apucat. Fix 7 zile în urmă, totuși în sfârșit au acceptat să filmeze reels-urile, să le pună. Noi avem planul de la 400 la 1 milion, să creștem vânzările. Acum el, nu, pentru că s-o pune el, nu prea cred, nu prea place, că el e din generația noastră, o să o filmat 5 reels-uri. 10 reels-uri s-au filmat, 5 reels-uri s-au pus. 5 reels-uri au acumulat 1 milion de vizualizări în doar 7 zile. 1 milion de vizualizări și 2 oameni prelucrează toate comentariile și mesajele și ei nu reușesc să le prelucreze. Asta e un instrument de promovare a companiei. Eu asta nu numesc marketing, eu nu-i dau noțiuni. Nici vă și nici pohui cum se numește asta. Exact așa cum și în NLP. Merg cei care sunt adepții lui Grinder și Bandler, da? Așa ăla e doar în teorie și practic tătă în noțiune. La ăștia care au învățat după Bandler, lor li pohui. E ca cum se numește când faci așa și omul, vă și pohui, tu prost fă așa și du-te în trans. Băi, vă știi cum, vă așa pizdata povestiți tăt. Au crescut. Unde, blead, creștere economică? Unde, blead, nu, e ca și aici cu creștere economică. Ia vă sumăleau. Și are cheptul cășel. Tu când începi aruncați, arătați în cifrele economiei. Nu. Voi aruncați. Dar hai altfel. 85% din economia noastră e sură. 60% de, cred că, procente și asta e, că, evident, nimeni asta, despre asta nu se recunoască. Eu am avut discuții cu cei de sus, despre asta am mai spus public și când am spus, dați, vă rog, dați-le posibilitatea la tot mălădiojul ăsta care face antreprenoriat și face banii, dar încă nu știu cum să predilească cu, să intre cumva mai ușor. La care s-a spus Alexandru, nu toți banii trebuie și alghe. Punct. Și acum, când voi vorbiți despre creștere economică, noi vorbim despre creștere economică, în teorie eu știu ce înseamnă asta. Și în teorie, evident, la nivel global, dar lumea la noi, în Republica Moldova, și eu spun acum, nu pentru masă, care să prinesc comentarii în hate, dar pentru cei pe care sunt cu oportunități și cu posibilități, trăiesc mai gine decât trăiau și oportunități sunt mai multe. Altceva, că banii ăștia nu se văd în economie, că-s negri, că-s, asta e altceva. Nu, dar voi așa tot povestit, că, blea, crește la 1 milion, la 2, la 3, ok, vă cred, blea, dar unde e efectul? Efectul ăsta nu se vede deloc. Dar unii tu vrei să spui că toți banii ăștia despre care... Nu, stai puțin. Și tu vrei să spui că... Tu vrei să afirmi chestia că toți banii ăștia despre care voi vorbiți, că a ridicat X2, X3, X7, X69, nu contează. Chiar crezi că asta nu are niciun efect și ăștia toți bani negri? Să ducă în economie inflație, mai o crescută. Nu, stai puțin. Cum trebuie să ne băgăm în inflație ca să gărim că eu n-așa. Are efect. Are efect, ce înseamnă? Efect ce? Tu întregi, când tu ai spus acum, ai întrebat acum dacă asta n-are efect. Are efect asupra economiei sau n-are? Are. Tu spui, unii, dacă cifrele economice arată că la noi e tot mai rău și mai rău pe țară, da? Că asta era și prin niște istorii. Probabil cât crezi ca ăștia, nu se reușește la cât descrește. Eu înțeleg foarte bine companiile mari și varsă viramente la stat și restul. Dar înțelegi, nu se suprapune chestia asta pompoasă, 5.000 de interacțiuni, X2, X3, unde? Unde e palpabil? Tu acum compari 50 de omii, 5.000 de oameni care se instruiești și fac niște cifre cu economia... Nu, Alexandru, dacă mă pui să-ți fac un research, vă adun toate numerele voastre împreună, deci și mulțim la 1.000 care îți vă iasă acolo X5. Numerele la și te referi. Dar eu știu rezultatul. Numerele la și te referi. Și e ca toate numerele astea care le scrie toată piața de... cursuri, că X3, că 5.000 de proiecte, că nu știu cât. Cu X3 e una, cifre e alta. Eu dacă tu intri în cifre, hai să fim conștienți, că cifrele astea care voi le băgați, astea sunt cifre care vând și ele nu întotdeauna corespund cu realitatea. Despre ce noi grăim? Hai să fim serioși. Aceeași cifre. A ridicat cu X3, am făcut vânzări de 250.000. Că dacă mă bag în chestia asta cu 250.000 vânzări și restul... Tu crezi că nu e posibil de vândut 250.000? De lei te referi, da? Lui Comoț, cred că și... Da, despre altceva. Eu n-aș vrea să generalizăm. Eu n-aș vrea să generalizăm pentru că... Dar hai să vedem astea 250.000 de vânzări. Hai? Vrei? Da. Pe al. Da. Ele nu-s. Eu deja am investigat. Dar de unde tu poți să spui cu atâta siguranță despre ele nu-s la un număr atât de mare de antreprenori care sunt în linie ca asta? Prima și a doua. Ai auzit un cuvânt tare important pe care l-au aruncat acum? Pe alb. Pe alb, da. Nu, da, și tipa, dacă nu ne putem măsura pe alb, înseamnă că nu există. Acum tu vorbești din perspectiva inspectorului fiscal sau din perspectiva antreprenorului? Eu vorbesc din perspectiva când fiecare cifră pe care overall voi ca și piața, da, dar cash flow să fie demonstrate. Cash flow, da, poți să-l demonstrezi ți ușini, dar întrebarea și știa fiecare din trânși. Deci tot acoi. Dar, ascultă, eu nu vorbesc de clientul vostru final. Eu vorbesc de voi, de la cele mai simple cifre. Am gestionat 30 de proiecte. Băi, arătați-le. Stai leacă. Te deranjează câte proiecte el a gestionat? Spune tipa minte că el a gestionat 30, dar de fapt el nu a gestionat. El a trecut prin 30 de proiecte, dar a gestionat 2 și acelea lui. Păi tocmai de asta. Sau te deranjează suma pe care el o câștigă. Nu, stai puțin, că dici să începe. Băi, n-ai iubit cu 30 de proiecte, mai umflu o cifră, o umflu pe a doua, o umflu pe a treia, pe a patra, pe a cincea. Că dici să începe. Așa, întrebarea este că... Despre ce noi grăim? Pentru că toate cifrele astea nu pot fi demonstrate. Înțelegi? Pentru că cursurile, eu îți mai spun încă o dată, cursurile pe care eu le-am analizat până acum Da, eu o să mă uit și peste cursul tău. M-am uitat peste... M-am interesat de videourile care vorbești tu despre marketing, grem altă dată, next episode. Dar ideea e în felul următor. Pentru că toate cursurile astea care, repet încă o dată, nu e altceva decât să mimez un lifestyle. Dacă asta e primul principiu în partea de vânzare a celor servicii. În brand personal. Păi atunci când noi vorbim despre... Arată și viață voi trăi eu dacă îți voi urma sfaturile. Tu, blei, deși ești interesant, tu ai o abordare de asta. Care sfaturi? Ia că eu mâine o să fac o postare și o să te taguiesc. Și eu asta și sfaturi acolo îți dai. Dar nu, eu îți spun acum... Tu știi, o să discutăm real după asta. Tu vezi să ceva marketing sau ceva? Tu ce ai vrut să spui? Nu, faptul că noi acum avem nevoie de vânzare și de... Eu vorbesc din numele ăștia care nu-ți plac ție. Sau avem nevoie de partea... Băi, ei nu trebuie să-mi plac eu numai cu dâns și eu nu... Nu, dar nu ți zic la client. E că clientul care urmărește. El, întrebarea de fapt e, deși el îl cumpără pe dânsul și nu pe tine. Pentru că-s publicul, pentru că așa stă întrebarea, nu? Pentru că în momentul în care îți faci promisiunea de care tu spui, că ia ca lifestyle, ca al meu și restul, înțelegi? Noi vorbim doar la nivel de instruiri. Stai, de fapt nu e corect întrebarea doar dintr-un singur punct, tu acum nu faci instruiri, că acum vorbim de instruiri. Dar când vorbim de expert, ca expert, tu faci expert în marketing și mai este unul care e tipa, tot expert în marketing sau în SMM și el consultă o companie și tu consulți o companie. Diferența dintre voi doi, că el îl cumpără pe acel cineva, dar nu pe tine. Care este? Faptul că tu probabil ai un instrumentariu sau ai noțiuni care pentru dâns sunt complicate, care nu sunt clare, care spre serioasă, care spre... Și el numai te ascultă și spune, oi, noi nu suntem... Feedback care deseori poți auzi de la client, noi încă nu suntem așa de mari sau așa de serioși sau așa de... Ca să, de asta nu ar trebui ceva mai simplu. Și tu și-o cumpăr pe cei care au spus noi să avem o discuție profundă. Alexandru, e evident că eu când mă duc, nu contează cât e de mare clientul, care e el 150 de chei european în promovare, care 200, care 10.000, nu contează. Eu la fel nu mă duc și vorbesc despre toate noțiunile noastre. Eu așa și echipa o educ. Clientul nu o să înțeleagă niciodată. Oi, lasă-mă, am văzut eu prezentări de tale. Tu prea le dai concret cum trebuie. Tu le dai ca o... Adică eu nu vreau acum să nici te laud, dar nici nu percep ca devalorizare, dar tu le dai profesionist și ele sunt pline de grafici și argumente. Dar, blin, de pe mine așa și trebuie. Prost ele explicat trebuie simplu. Exact, eu tot explic simplu. Dar în momentul în care tu te poziționezi că eu am să vă învăț pe voi să fiți experți în ASMM și în realitate, deci o să mă repet, ASMM-ul nu înseamnă că să-ți faci lifestyle ca persoană de acolo. Asta nu e o promisiune. Eu înțeleg că asta e o promisiune care vinde. Înțelegi? Uite, dar în momentul în care tu faci vânzarea asta și vinzi bullshit-ul pe care îl vinzi, la ce și eu am analizat. Evident, noi vorbim... Care este efectul sau voi credeți, final, sau voi credeți că eu n-am să fac postări despre tipajul așa persoane care cumpără? Fă? Păi evident că o să fac. Păi să iei în râs, tipa, oamenii ăștia, nu? Nu, n-am să iei în râs. De fapt, asta a fost un alt punct important, că tu, odată cu asta, automat, nu doar dai notă celor care au prestat serviciile respective, dar îi pui în poziții și toți cei care au cumpărat. Cum ar veni exact așa cu... spui că Apple e hernea și automat spui că toți care sunt consumatori de Apple sunt tâmpiți că dau bani pentru așa ceva. Dar asta iarăși e chestie de alegere. Pentru că nu cumpără, înțelegi? Pentru că aici vreau să ajung. Promisiunea asta pe care eu vând, da, și e să vinde, eu sunt de acord că e să vinde. Deci, dar oamenii îți cumpără la așa promisiuni, sunt foarte mulți de ăștia, cu siguranță sunt foarte mulți. Eu mă uit după feedback-urile mele la un cont de 2000 de follower, care vreau să duc ca să învețe să mă. Și ei iese de acolo și ei își dau seama că eu n-am învățat nicăieri despre să mă. Știi, cred că pentru unii din cei care cumpără așa cursuri... Voi mușa spuneți că iau așteptările lor, vași... Asta cerere și ofertă, exact, de asta își spun. Dar mai este ceva. Cel care într-adevăr în viața asta vrea să facă marketing și e curios de creștere și dezvoltare personală, știi ce să facă? Și eu sigur că știu în viața asta, precis ai luat cursuri de bullshit, da? Și după asta ai înțeles. Țăhuinea, mă duc și la 7-lea curs, tu abia ai înțeles și poți și reprezintă calitate. Și informația a fost în primul care n-ai înțeles. Exact, și să poți să o compari. Și în cazul dat, 4 cursuri de Udemy și atât. Nu. Pentru cineva asta poate puțin. De asta eu cred că chiar și acei consumatori care iau niște produse sau niște servicii de consultanță, ei pot să le iei și să le consumi și după asta să înțeleagă aici era rău, aici era ghine. Aici încă nu eram pregătit pentru nivelul ăsta de informații, dar aici ești deja mult mai pregătit. Aici am avut o percepție greșită despre marketing sau aici ne-a plăcut speakerul, de exemplu, dar aici ne-a plăcut informații de asta. Eu tare sper că majoritatea din cei care cumpără careva servicii de instruire, inclusiv că e o viitoră sămăm și nu se oprească la acel unic curs și acel unic expert. Pentru că altfel, da, probabil... Eu îți spun deodată, din 50% din cei care ne-au scris despre cursuri, la cine au cumpărat. N-aș mai duc nicăieri pentru că odată au cumpărat și nu. Deci 50% dintre ăștia au cumpărat curs, pe urmă de la altcineva un curs. Înțelegi? Oamenii ăștia sunt dezamăgiți. Înțelegi? După 2 cursuri. După 2, după 3 cursuri. Pentru că ei caută... Dar noi după 20 sau 200 tot ar trebui. Tu ai măsurat... Care sunt criteriile dezamăgirii? Ei? Păi până la asta trebuie să... fac cursuri. Sunt oameni care cumpără un curs și efectiv nu fac teme pe acasă și tu tragi de ei și nu vorbești 97% dintre ei nu privesc materialele. Un studiu de piață costă 7.000 de euro. Apelați și vă calculați. Eu apelez. Voi faci studii? Facem. Voi faci studii? Facem. Ok. După asta... Interesant. Deci și studiul ăsta să putem discuta într-un alt podcast? Poate. Ar fi super idee. Cât durează? Plus minus. Trebuie de făcut caietul de sarcini. Ok. Asta ții, nu ții să trecem pe online. Asta e discuții profunde. Nu, tu pur și simplu... 20, 20, 30 de clienți. Nu, asta ar fi un subiect interesant pentru continuare, dar este o întrebare care eu am vrut-o încă cam în primele 30% a discuției să o întreb și noi cumva am deviat. Revenind la experții și care au 22-24 de ani sau inclusiv că cum tu ai zis că ai făcut cu cursul de public speaking, în ce măsură, în general, cum... Hai altfel spun întrebarea. A să o pun într-un mod mai direct, că e sensul același, dar cred că poate să perceapă diferit. Ce îți permite ție, domnul Alexandru Bordea, să prestezi servicii de consultanță în antreprenoriat, neavând afaceri directe în nișele în care tu le consulți? Asta e o întrebare tare interesantă. Asta e răspunsul Luca Merzan? Și vrei să zici că oamenii ăștia care se ocupă cu coaching, care spun în 30 de zile... Vrei să discutăm pe tema asta precis? De ce nu? Sunt oameni la noi, pizdeci de tare. Ia că la noi sunt oameni, da, moldoveni de noștri, care dau idei de business și coaching, care el, blead, la ziua lui nu a făcut o afacere. El a făcut afaceri din coaching. El a făcut afaceri din proști. Nu din coaching. El a făcut, iată, că a dus în blud nu știu câți oameni. Bă, am o cunoștință, da, spunem așa. Așa? Mă sună și îmi zici, Saș, noroc, ia că vreau să mă duc la asta, la astea, să-mi dea niște sfaturi. Zic, bă, om bun, și sfaturi poate să-ți dea el, dacă el nu a avut așa gen de activitate niciodată. Cum un om poate să mă învețe pe mine să conduc un restaurant care el nu a avut un restaurant în viața lui? Inclusiv asta ține, deși eu zic comerzan, asta ține și de multe, dar e ca nini interesant, tu având experiența că tu ai evoluat, tu ai crescut și cum s-au schimbat percepțiile și cum tu ai da explicații la așa întrebare. Da, e aici. Eu cred că întrebarea asta e așa de frecventă, pentru că și ea de cele mai des ori din partea la cei care nu prea au interacționat cu consultanți. Încât e clar că startul ei nu-i la loc. Atunci când noi vorbim despre consultanți în ceva, într-un domeniu, e că el e consultant în marketing. Eu la nivelul meu și la tine am apelat și la dânsul să apelez și la cel care e pe finanță și eu înțeleg că există segment îngust de expertiză, da? Și eu mă duc la dânsul că am nevoie, iată, de un research, de o analiză, de un plan, și eu apelez, eu pe fiecare din nișele lor, la nivelul la care e afacerea mea acum. Asta atunci când există deja oameni, echipă, departament, experiență, chestii. Și există și resurse financiare, dar dacă tot este, există și tot e făcut corect, înseamnă că el trebuie să fie. Dar există un alt nivel de acei care ori încă nu fac, sunt experți în ceva, dar nu fac antreprenori sau nu-s freelancer și ar vrea, ori cei care sunt la start, care majoritatea din trânși de 3, 5, 7 ani, el face un așașeș, așeș manicuri, s-o cam săturat de 500 de euro și vreo 1500, s-o cam săturat să facă epilare de 200 de euro și vrea să facă 2000 de euro. Apiată pentru oamenii ăștia, business consultantul, dacă vorbim acum concret de Bordea, este cel care deal de dânsul, din punctul A în punctul B i-a adus, iubitele lui .g am ușa și dar de aici încolo te duci altcineva. E că de aici până la nivelul ăsta te duci Bordea, dar de aici până la următor nivel te duci Ion, te duci și Vadim, experți deja, la care apelez și eu. Și atunci când îi spun și mă poate pe mine, cum spune el acolo, învăța un coach în restaurant, dacă îți spun eu și te poate învăța, dar hrăna lucruri, dacă ai urechi să asculți, pentru că te poate învăța și un client care văbșe niciodată nu a fost în business consultanță. Doar că e și percepție de asta, ori tătă-i bun, ori tătă-i huinea, dar mai există și partea de mijloc. Și atunci, că diferența asta, unii o încurc, lui pare că el... Sunt clienți care vin la mine și spun, băi, eu nu sunt pentru tine. Eu nu sunt pentru tine pentru că tu ai nevoie cu... Dacă vorbim despre partea aceea de motivație sau de un subiect care eu cred că îl pot da, bine dacă nu spun. Te duci la Andruță pe departamentul de vânzări, te duci la Talmazan sau la Ion sau la oricine altceva sau la Boico, te duci pe departament marketing. Noi am avut când intrasem noi marketing, noi am avut și noi o perioadă în care facem site-ul și facem partea asta de promovare pentru segmentul ăsta. Erau clienți care vineau, noi discutam și spuneam, tu văbșe nu ești de aici. Rublu poate el și are, de că tu te duci la pionieri. Pentru că și ei au o altă viziune, alt statut. Apoi, când sunt întrebări de genul și ați mă poate învăța, pe tine probabil nică. Dar asta nu înseamnă că trebuie să devalorizezi prezența lui, pentru că pe alții e ca toți restul care încă nu se rechinde al de tine. Are și învăța. Și fix în aceeași oală întrebarea cu, dar tu și business ai? Vaiuș, bled. Dar ție nu-ți pare nică cifrele, oamenii, rezultatele, procese, da? Procese, echipe, departamente, bugete, asta și-s. Pentru mine și fata aceea care pe OnlyFans toată ziua schinui, tot e un business, pentru că în fiecare zi faci lucruri repetitive și trebuie să aibă grijă de cât stă și faci cum intră banii și cum ies. Acolo sunt agenții pe outsource, acolo strategii. Eu am început o leacă să mă uit acolo. Înțeles grijă în bani. Când vezi cifrele astea, te gândești și pula fac eu cursul. Asta e întrebare, dilemă morală de am în business. La ce ești gata să mergi ca să faci mulți bani, că mulți și morala nu și-o permite. Întrebare de asemenea și ție. Și îți permite ție, Ion Faina, să, fiind expert în marketing și având un business în B2B, servicii de marketing, să critici, spui la dubii, вообще, realitatea pieței de educație în Moldova, educație non-formală. Cum ai explica asta? Nu mă împiedică și? Să critici. Și îți permite să-i critici, să-i devalorizezi, să-i împrăști și să-i scuti. Experiența pe care o am. Experiența, da? Da. Pentru că eu înțeleg foarte bine și vinde, pentru mesajul ăsta, tot de la viață și restul. Dar asta nici de cum nu te faci expert. Nici de cum nu te faci expert. Okay. Pentru că, da, eu sunt de acord cu audiența, știi, care cumpără, care... Că e diferită audiență, știi, chestia de fani, știi, ea ca vreau, ca așa și poate are, poate, dar majoritatea nu au. Și altă idee este despre faptul că, ok, prin ce și eu fac, hai să fim realiști. Audiența care vine sunt oamenii care, într-adevăr, vor să fie experți, dar nu se consume astfel de bullshit. Pentru că dacă eu, hai să îi trezesc pe ăștia, știi cum, oamenii au nevoie și de altă părere. Pentru că ideea asta de unde vine? Este o rețea de spitale private care se promovează cu sloganul a doua părere. Pentru că sună bine. Da. Pentru că tu când ai o bală gravă, ți-ți trebuie o a doua părere care rezonează, nu rezonează, e problema asta sau nu e problema asta. Eu n-am nicio problemă, dar Evident că asta nu o să, ce aici fac eu, nu o să-l oprească pe Alexandru, pe Alina, pe Talmazan, pe oricine de pe piață, să nu vândă chestia asta. Pentru că eu să aibă auditoria de genul care nu o să mă asculte pe mine sau nu o să iei în considerare sau o să iei whatever. O să se ducă mai departe și o să cumpere. Dar există audiența de oameni care vor să fie experți. Pentru că, da, ok, el după asta o să iei un salon de frumusețe sau un numerolog și restul, dar tu vrei să crești. Și atât audiența asta poți să ne iau eu. Așa, strategic. Și ultima. Dar evident, eu o spun și cu seriozitate acum, dar o spun și în glumă. Pentru că eu chiar nu știu dacă eu am să lansez vreun curs. Unica mea idee la moment este, eu am analizat piața de comerț 2017 și 2021, eu vreau să-i fac 2022 și 2023, cred că primele două trimestre, și eu aș face prima mea încercare de a vinde un raport curtoi pe piață despre ce înseamnă digital, date de digital din cum face gramaticul. Numai că la mine... asta ca lead magnet. Da, numai că la mine vreau să fie o analiză care să conțină mult mai multe date decât este în... Super! Apă, din punctul meu de vedere, tu nu aduni audiența care trebuie în jurul inițiativei astea. Dar eu nu, stai puțin, eu n-am legat, eu vreau să fac o declarație directă pentru toți oamenii care admiră și prosta le place tot zarva care o produce Ion. Eu vreau să vă văd când el lansează propriul produs, cum o să-l susțineți. Și, eu prea vreau să înțelegi și tu că realitatea piaței cu totul altfel. Eu înțeleg foarte bine în chestia asta și tu știi că noi de multe ori am abordat. Eu nu atrag acum oameni care să vină să cumpere raportul ăsta. Eu știu că raportul ăsta e destul de segmentat. La unul care se duci că vrei lifestyle ca la nu știu cine acolo. Altfel vrei să-l vinzi. Da? Evident, eu nici nu fac. Cine downloada raportul gramatic? Nu, eu îl am, de exemplu. Păi, da, câți din piață? Deci, nu ai, hai să zicem, medium, hai, știi? Cu... Ok, un 10.000 baze de date pot să aduni, cred. La... Bun, dați, este ultima întrebare. Pentru că eu nu fac, uite, eu nu fac chestia asta ca să... Eu vreau să fac o încercare. Eu nu ne adun publicul ăsta acum, pentru că eu să-mi vând raportul ăsta. Nu, eu înțeleg. Asta am, știi cum, eu vreau întâi să am raportul, să-l văd, să-l vizualizez, exact ca și orice strategie, știi? Eu o fac și după mine, colegii mei, minim doi, eu verific. Pentru că la mine deja e atât de tare dat ochiul și să nu mă duc, știi, să rămân bucătării, știi, scris pe alt business. Poate de făcut altfel. De făcut un proces în care... Ei fac, dar tu verifici. Mi pare așa mai interesant. Dar păi fiecare parte, evident, are... Ultima întrebare. Deci eu am dat și-ți permis tu, și-ți permis tu, pentru că, de fapt, eu subînțelegem și eu vreau să dau și și pentru tine, văpșe, educație online, iată, ocupația toată, și pentru tine, cum explici tu, într-o propoziție, în două, într-un gând, ce înseamnă educație? Să te educi. Ideal ar fi văpșe într-un cuvânt cu ce se asociază, dar mă rog. Și tu tot gândești la întrebarea asta? Eu cred că e prea îngust. Vrem să scoatem o noțiune, chiar timboliu un cuvânt, dintr-un lucru atât de larg. Educația pentru unii înseamnă proces, pentru unii înseamnă rezultat, pentru unii înseamnă informații, pentru alții înseamnă experiență, pentru unii înseamnă abilități, pentru alții cunoștință. De asta, în funcție de perioada în care omul se adresează acele educații și necesitatea pe care o are el. Pentru că la același curs unii poate să vină pentru una, alții pentru alta, alții pentru alta. Ok. Din punctul de vedere? Davai. Calitate. Deci dacă vrei un cuvânt, asta e calitate. Calitate? Educația egal cu calitate. Da. Dar pe asta, calitate și caracterizat. Tu nu știi, e variabilă. Ce înseamnă calitate subiectiv. În cazul dat? Da. Păi, dar oricum, în toată chestia asta de subiectivitate există niște procese. Există niște noțiuni cu care un proces se identifică. Păi și intenția mea, ok, poate nu chiar direct, da, iată ăștia pe care i-am analizat, știi, hai să zicem stratul numărul 1 de toată piața de cursuri. La sărde și planca. Și dacă eu pot să deschid, exact cum spun și în educația care eu fac în ASEM, dacă eu pot să modific pentru un student... să-i arăt într-adevăr ce înseamnă marketing și ce înseamnă educație, pentru mine misiunea mea e îndeplinită. Că ies că restul studenților prostă ies el pentru un student, eu pentru un antreprenor, experții și ei pentru un participant. Și ideea care este? Eu iau decizia pentru ăștia care vin la ASEM. Eu nu vând cursuri pentru ASEM. Adică ASEM își vinde. Dar, ok, că nu-și fac... Ok, este alte probleme. S-a cerut de la mine programe pentru digital marketing, digital marketing online, planificare media, poftim, iată, care este. Super. Eu deși am întrebat că, cel puțin acum, eu îmi găsesc o explicație așa mai generalizată, că eu cumva tot mă gândeam la mult cum ar fi putut caracterizată educația, asta e cuvânt din încheiere. Să știți. După mine, până și o explicație generală, dar metaforică, educația înseamnă să-ți spargi limitele în gândire sau să-ți extinzi, să treci dincolo de convingeri limitative. Că asta e, să crești, să crești, să înțelegi tot mai multe și să poți tot mai multe. Pentru că noi toți cumva suntem plafonați de niște convingeri limitative și când îți reușești cu orice scop, cu orice curs, cu orice consultant să spargi o convingere și devii mai crutoi în ceva și să poți încă ceva și să aduci rezultate. Apoi asta înseamnă că educația e și își trebuie. Pentru mine contează în toată chestia asta. Nu știu, poate eu peste o săptămână nu o să mai fac nimic. Serios, chiar nu știu, chiar nu am un plan. Dar nici din toată chestia asta îmi place că noi suntem pe diferite extreme. El spune că eu n-am dreptate, eu spun că el nu are dreptate. Dar el își extrage și eu spun ok pentru dânsul. Și eu extrag și el și îl spune ok pentru mine. Iată, asta e esența. Dar chestia asta de dacă vrem să fac hype, facem plan, postări pe câteva luni înainte și bătem la greu. Esența este între tine și tine, adică la mijloc. Adică tu ești esența noastră. Da. Sper că discuția asta v-a spart anumite limite, v-a triggeruit și poate v-a pus pe gânduri. Noi dacă ceva liber putem filma continuarea, motiv să avem. Vă mulțumesc tare mult, eu v-am admirat. Ne-a adus plăcere, toată conversația asta. Ne auzim. Ne auzim în piață, în realitatea business-ului. Da. După mine, dacă e să sintetizăm informația, noi avem o situație destul de clasică, în care se confruntă o viziune antreprenorială versus viziune specializată de expert, în cazul dat de marketing, da? Deci, expertul întotdeauna vrea calitate, vrea exactitate, vrea să se abordeze fix așa cum vede el și anume cu respect vis-a-vis de profesie și abordarea de business vrea acțiune cu rezultat în detrimentul calității, pentru că calitatea în abordarea de business, calitatea se construiește mai târziu un pic, când se validează ideea, se validează MVP-ul și sistemul ăsta are loc să fie. Adică tu identifici o soluție care cumva deservește cererea. Tu creezi o ofertă, da? Și după asta o repoziționezi, îmbunătățești calitatea și restul. Deci în antreprenoriat, de regulă, acționezi mai întâi și după asta îmbunătățești când îți validezi ideile. Dar specialistul vrea mult să contextualizeze, să găsească un sens și ce avem ca rezultat final. Specialistul de regulă crește costurile în momentul în care tu inițiezi afaceri, de exemplu, și faci niște testări, da? Asta e o dilemă veșnică, noi putem să facem o groază de conversații de astea și poate chiar le-am face. Revenind înapoi, pentru mine educația întotdeauna a fost o materie care intangibilă, mai scurt. Eu o văd asta ca luați o picătură de apă, de exemplu, în cosmos, da? Ea nu e rotundă, ea n-are forme exacte, ea întotdeauna își schimbă formele și eu așa percep educația. Pentru mine educația este despre sensuri, despre simboluri, despre experiență întreagă de bucățele și fragmente de informații care formează un insight în mințele studenților și insight-ul ăsta îi ajută să depășească fie anumite blocaje, frici una alta, fie să aplice anumite cunoștințe și devină mai buni, ori cu scopuri de a face bani, ori de a crește în carieră, ori de a trăi mai bine, nu contează, cursuri sunt diferite. Cert este faptul că educația online e pe trend de creștere, piața internațională și e o piață extrem de mare, adică cererea vis-a-vis de educație online crește. Acum, ce insight-uri am luat eu din conversația asta pentru Academie Vie? Eu mereu în Academie Vie, deci modul în care eu ambiționez echipa și în general câte conflicte de viziune avem noi în crearea cursurilor și cât de mult pun eu la dubii orice informație o includem noi, numai ne-au confirmat ambițiile astea și spun asta cu regret vis-a-vis de echipa Academiei. Dar eu cred că, cel puțin eu ca insight-uri ce am luat, eu am luat în felul următor. Este o perioadă de test a produselor în care tu poți să-ți permiți lucruri mai puțin calitative, tu testezi piața, asta e normal. Și după asta există, primești feedback-ul, îl colectezi, îl structurezi și îmbunătățești produsul. Pentru mine toate replicile lui Ion au loc să fie și pe mine mă pun pe gânduri de cum mă umplu eu de mai multe dovezi precum că aceste cursuri sunt eficiente. Și asta e lucru cu care trebuie să rămână orice începător ca un checklist. Deci, dacă tu ești la început și vrei să te inițiezi în a vinde consultații, mentoring, programe educaționale într-o nișă oricare, de specializare sau, mă rog, Instagram, restul, oricare, e must have în primul an sau în primii 2 ani să-ți formezi toate dovezile necesare. Ce înseamnă dovezi? Asta să ai certificări și să te educi în continuu tu ca mentor. Pentru că e imposibil să fii mentor dacă tu nu investești în educația ta. Asta e taxibe. 2. Feedback de la clienți, video, proof-uri, punctul A, punct B, rezultat, impresie și restul. 3. Să ai poate proiecte la care faci referință. Adică tu ca și mentor să ai 1 sau 2 sau 3 clienți exclusiv cu care lucrezi unde îți practici să iei întregele tale cunoștință și tu ai și o validare. Așa cum, de exemplu, asta e o soluție care o fac eu. Eu am renunțat să prestez servicii de marketing, eu am văzut că mai are forță, eu am renunțat. Dar eu oricum îl susțin și îl ajut cu ce pot. Eu am renunțat dar tot, și m-am axat să dezvolt business de cursuri, dar totodată, acum, de exemplu, mi-am găsit 2 afaceri cu care eu săptămânal îi ajut pe dânsi să-și construiască ceea ce sunt bun eu, strategiile de conținut, organizare de echipi, restul mai scurt. Și eu asta am făcut de ce? Pentru că 1 an de zile am fost, chiar 2 ani de zile, am fost focusat mult pe a construi echipa, a găsi locul ei în piață și cumva am început să înțeleg că pierd un pic conexiunea asta de profesională și am spus dacă eu trebuie cine din cunoscuți, cine ar avea nevoie de ajutorul meu, și m-am înțeles cu ei și am revenit pentru că să am baza profesională, să nu mă rup de realitate și să aplic cunoștințele mele și să văd cum ele funcționează și în business-uri, nu numai în rândul clientelei. Da, revenind la ideea cu educație, experiență. Pentru mine este o experiență educația și experiența nu poate fi fără simboluri, fără metafore, fără sursă, fără exemple, fără surse adiționale de exemplu, o lecție are un anumit format și evident că lecția asta transmite strict informații de care are omul nevoie la etapa asta, dar ea face referință la mai multe surse și, noi, de exemplu, pentru mine e must have să dau mai multe surse dacă omul vrea să aprofundeze ideea asta. Deci, e un subiect deschis, un subiect foarte interesant. Și ideea e că eu stau și mă gândesc, bun, sunt oameni care hate-uiesc și nu văd sens în cursuri și în consultații și în mentorat. Eu cred că asta e mai mult problema lor decât a mea, dar când ei ridică probleme multe și eu stau pe gânduri și spun așa, ce pot învăța pozitiv din asta? Hai să îmbunătățesc procesele mele și să încep a măsura performanțele, să am toate cifrele la îndemână, fix ca argumente la orice reproș din asta. Asta nu o fac pentru a demonstra alora care nu cred, pentru că ei nici nu o să creadă, ei trebuie să treacă prin alte procese transformaționale, educaționale, ca să înceapă a înțelege. Dar eu asta fac pentru mine și în momentul în care se ridică în spațiul media, public, niște subiecte, eu să am cu ce contrapune în general chestia asta. Și da, educația, după mine, e foarte... E o zonă diferită, e că dacă rezumăm la dilema asta, și aici cu dilema așa să încheiem, rezumăm la dilema, eu vreau să învăț numai de la oameni care au experiență în ceea ce fac eu. Eu nu consider așa. Eu consider că educația este a învăța lucruri care se află dincolo de convingerile tale limitative, pentru că tu undeva ai niște convingeri limitative. Și orice om care gândește diferit de cum gândești tu, e una să te superi pe el și să-l defaimezi și să-i spui că e prost. Asta e una. Minunat. Dar dacă tu treci dincolo de gândirea asta ta limită, gândirea limitativă, tu poți să descoperi un univers întreg de alte argumente și alte înțelegeri și cum altfel funcționează lucrurile. Și că, din punctul meu de vedere, educația e despre asta. Cu alte cuvinte, hai să revenim la întrebarea care eu am mai pus-o de mai multe ori. Bun, tu spui, de exemplu, că vrei să înveți doar de la oameni care au experiență deja în asta. Hai să spunem, iată, da, orice. Eu dezvolt business de a face unghii, e ca salon de frumusețe. Eu să învăț numai de la oameni care au saloane de frumusețe mai de succes ca ale mele. Da, asta e o cale bună și e normal. Totodată, asta tot e o cale limitativă, pentru că sunt multe lucruri, explicațiile cărora se află dincolo de experiența asta, piața și restul. Acum, pe principiul ăsta ar însemna în felul următor. Că eu, dacă vreau să învăț engleză, trebuie să o învăț doar de la un om care lucrează, trăiește în UK și vorbește nativ engleză, da? Totodată eu în școală am învățat-o de la o profesoară care niciodată nu a fost în UK, da? Și nu a practicat, nu e nativ vorbitoare de engleză, dar ei mi-au predat engleza foarte bine. Apare întrebarea, care e diferența? Ce are rol totuși în educație? Și în educație are rol mult metodologie. Asta e din punctul meu de vedere. Și ca să vă confirm ideile, pe același principiu, eu pot să vă spun în felul următor. José Mourinho, ca antrenor, el a început cariera ca și fotbalist, dar el nu avea suficientă viteză și suficientă forță. El nu a putut să devină fotbalist, dar totodată a devenit unul din cei mai populari și cotați antrenori de fotbaliști. Ce înseamnă asta? Ar însemna că José Mourinho nu poate să educe fotbaliști pentru că el nu joacă fotbal? E o logică cu o eroare. Deci nu întotdeauna logica asta funcționează. Totuși, antrenorul, coachul, educatorul, formatorul e mai mult despre metodologie, dar metodologie e despre modul în care tu explici anumite informații ca omul și studentul tău să le poată aplica. E ca pentru mine asta e insightful. Și eu în zona asta mă gândesc. Eu întotdeauna dilema asta apare. Da, eu mă consult și cu oameni care construiesc școli online și astea sunt consultații foarte eficiente, dar totodată eu mă duc în altă zonă să aflu cum oamenii gândesc, ce informații mai aplică, pentru că sunt insight-uri și lucruri extrem de interesante care un tip de afaceri le aplică și tu dacă o iei de acolo și o pui la tine poți să schimbi radical spre succes ideea asta ta și tu înțelegi că asta funcționează și asta și este spațiul creativ. Deci sunt multe dileme la mijloc. Și cu asta și fermecător educația și discuția care au avut loc, pentru că ea trezește întrebări și eu chiar vă îndemn pe toți cu inima deschisă să lăsați comentariile, să vă lăsați opiniile. Vă rog din suflet, lăsați atacurile la persoană, pentru că educația niciodată nu a fost despre atac la persoană. Dacă tu defaimezi altă persoană și o anulezi, asta înseamnă că nu e educație. Tu nu poți să vrei în Europa cu drepturi egale între toți și totodată să fii capabil și te bucuri de faptul că alții anulează alți oameni. Asta nu așa funcționează, mai ales în educație. Educația e despre o dimensiune de idei, o dimensiune de a pune întrebările, a contextualiza. Educația e despre ce cunoștințe acumulez eu și cum le aplic în practică și cum ele mă ajută. Educația în general e despre a te deschide lumii și informațiilor noi, chiar alora care te incomodează. Și eu, din experiența mea anume, așa informații te dezvoltă mult. Și deja fiecare în limita puterilor sale se deschide cât mai mult. Deci asta e o lume infinită și foarte frumoasă. Și din punctul meu de vedere, educația nu poate să producă daune, dacă are intenții bune. Da, ea are scăriță, ea are nivele, cerere și ofertă în fiecare nișă, dar din punctul meu de vedere, educația e una din nișe de antreprenoriat care poate produce cel mai puține daune în general. Educația niciodată nu dăunează. Educația se contextualizează și produce efect. De exemplu, eu când mă formam doar ca marketer, în primul an când am dezvoltat comunitatea, am avut o consultație individuală cu Eugeniu Dediu, care ne-a povestit mie toate principiile de marketing și cum tot funcționează. El mi le-a desenat pe o foaie A4 și mi-a spus că asta așa funcționează, domnule. La care eu eram atât de ambiționat și spuneam, eu știu singur, da? Și mie mi-a trebuit 5 ani, mie mi-a trebuit o experiență de 5 ani ca toată experiența asta se confirme de fiecare dată și la un moment dat, într-o concluzie finală, eu să înțeleg că Eugeniu Dediu mi-a dat toate cărțile pe masă deodată, dar eu n-am putut să le accept. Întrebare. Cum trebuie să-mi explici, Eugeniu Dediu, informația că eu să o înțeleg atunci și nu fac ăștia 5 ani? E că eu își spun de deschidere, de a înțelege. Da? Când tu accepti o informație, când tu auzi o informație, dar o respingi și nu o accepti, e că asta, din punctul meu de vedere, este confruntare cu gândirea limitativă. Dar când tu măcar începi să intri în situație și să înțelegi cum e funcționează, din punctul meu de vedere, asta e deschidere. Nu știu, până la urmă sunt multe întrebări de abordat. Eu vă las cu multe întrebări deschise și vă îndemn mult să vă expuneți părerile, să facem debate-uri constructive publice. Mie tare nu-mi plac atacuri la persoană și defaimări. Asta nu e constructiv și eu prost vă încetez să vă opri. Vă rog să încetați asta să faceți. Asta nu e constructiv. Noi trebuie să învățăm să comunicăm altfel, să comunicăm constructiv, pentru că avem de trăit împreună și de construit o societate. Cele bune. Sper că episodul de azi v-a trezit anumite idei, anumite limite și cel puțin vă împli un pic gândirea cu alte gânduri și poate vă face viața mai frumoasă. Vă apreciez și vă iubesc întreaga comunitate Nota 2 și dacă cunoașteți oameni care ar fi de acord să așeze la masă cu alți oameni cu viziuni diferite și să facem la fel de debate-uri, scrieți-mi mie. Eu sunt pro și o să susțin așa inițiative. Vă mulțumesc din suflet. Eu personal am primit o enormă plăcere din episodul de azi. Ce ține de Daniela Ionaș? Un mesaj personal ție, Daniela. Eu nu sunt de acord cu poziția lui Ioan că el te pune atâta în exemplu și într-o oarecare măsură el te atacă la personal, pentru că eu sunt contra la asta. Ce ți-aș sugera eu ție și, în general, ce aș vrea tu să înțelegi din tot asta? Dacă trebuie, eu vă fac cunoștință să vă așez la o masă și vă împac. No problem. Eu te rog foarte mult. Nu o lua personal. Eu te susțin și eu sunt și pro-inițiativele tale, să știi chestia asta. Tu, în general, faci lucruri interesante și minunate, dezvoltă-le în continuare, chiar dacă Ion e contra. Ce ți-aș spune, sau, nu știu, poate din partea mea așa o idee... nu pune la dubii în general tot ce faci. Mie îmi pare că logica lui Ion e greșită atunci când el comentează din perspectiva unui marketer un produs care este adresat de fapt specialiștilor, da? Specialiștii, psihologii, mă rog, fetele care prestează servicii de unghii, cofuri, orice tip de serviciu, avocați și restul, juriști, da? Și restul, ei nu au nevoie să cunoască marketingul într-atât de bine cum îl cunoaște Faina, au nevoie de niște informații basic care să le producă efect și dacă cursul tău asta produce așa efect, e superb, dezvoltă-te mai departe. Și totodată, poate ar merita să asculți, să înțelegi revolta și sensul revoltei lui Ion, pentru că ia chestiile astea strict ca oportunitate de a face produsul tău prost, impecabil. Eu așa aș face în locul tău și eu tot așa fac, eu tot îl ascult, eu cu Ion comunic des și tare des nu-mi place ce spune el, dar cine sunt eu să-l defaimez și să-l anulez? Eu mai bine învăț de la dânsul și el tot știe, da? Iarăși, ideea e simplă. Noi oameni suntem extrem de diferiți și avem viziuni și experiență extrem de diferite. Întrebare, de ce să ne segmentăm simplu fapt că nu ne place viziunea? Dacă noi putem să fim mai toleranți vis-a-vis de anumite viziuni și replici și să învățăm unul de la altul și ne ajutăm unul la altul. Noi dacă punem viziunile și începem a împărți oamenii, eu cu ăsta nu lucrez, că ăsta nu-mi place, pe ăsta nu-l ascult, că ăsta grăiește cu maturi, ăsta grăiește cu rusisme, ăsta, da? Și cu cine rămâi tu? Rămâi cu un grup, asta de-am nu ți-i Daniela, dar la general, rămâi cu un grup de oameni care te susțin și spun bravo, bravo și îți formezi o bulă de ta. Și după asta, când ai de realitate, nu-ți vine crede și se întâmplă. E că, după mine, asta înseamnă să accepți regulile convingerilor tale limitative și să te înconjuri cu anumite explicații care pe tine nu te deranjează. Aici e zona de confort și e moartea dezvoltării personale. Eu sunt curios câți oameni avem noi care pot privi dincolo de preferințele personale în tot ce ține activitatea profesională. Iarăși, sunt multe lucruri interesante care sunt multe întrebări și trebuie să fie și multe răspunsuri, cred că e de cercetat. Spre încheiere, Daniela, tu ești curtaia, prosta nu lua asta la personal și eu special filmez integrarea asta că eu sunt contra atacurilor la persoană și în cazul dat când eu văd așa o chestie, eu o să-ți iau partea ta pentru a echilibra situația. Cheer. Am plecat în câmpul drept, să mă întâlnesc cu tot ce e rău.